Trecând peste ce zice Hope, ai o problemă în general cu... Nu poți să aperi o poziție, exact. Și m-a durut capul pe mine multă vreme și am căutat un fundament. Și mi-a zis Costel, păi n-ai fundamente, e trebuie să fie normativ. Ceva. Și ideea este că... și eu ziceam, cum? Nu se poate, n-avem niciun fundament, niciun fel de autoritate. Bineînțeles că lumea cu religia o rezolvă, așa a zis Dumnezeu, deci o autoritate superioară. Nu e musai să fie Dumnezeu, dar poți să ai o autoritate superioară. M-a zis... Așa a zis, da, a statul, zis, judecător, cineva, legea. Cineva de sus, eu sunt niște mai proști, ăla știe. Aici autoritatea e logica la Hope. Logica? Logica nu e o autoritate. Stai. Nu, înțeleg. Da. Nu, dar stai puțin. Asta libertariană e singura unde nu te contrazici. Nu te contrazici, dar pornirea tot e grea. Deci dacă lumea nu se înțelege, de ce voiam, cum am ajuns la chestia? Dacă, îi zicea el, măcar suntem de acord că nu suntem de acord. We agree to disagree. Mă gândeam, bine, dar when you agree to disagree, tu cazi pe un fundament mai jos. Dacă tot cazi și nu se înțeleg, la un moment dat o să ai, evident, conflict și, bineînțeles, cel mai jos s-ar putea să ai lipsă de comunicare, că nu vorbesc aceeași limbă sau nu sunt în stare să comunice, whatever. Un contraexemplu poate fi că și dacă avem o de-asta lină, o comunicare da, ca la mama ei, asta nu previne... Unul poate argumenta pentru comunie, știi, deci nu e... Faptul că nu mă agresează în timpul conversației nu înseamnă că nu o să fac mai încolo. Deci s-a adus și obiecția asta lui Hope, că doar e local argumentul, știi, doar în timpul conversației. Înțeleg. Ăla argumentează, mă respectă, deci nu mă loc. Da, dar ăla se contrazice. Ok, noi vedem că în se contrazice. În momentul în care... Nu. Eu ziceam la nivel de ăla de... ce se întâmplă în realitate... Știi, cine are dreptate? Păi noi avem dreptate în absolut logic, oricum ne-ai ataca. Bine, dar în realitate ăla ți-a dat două palme, știi, ca în bancul cu real și virtual. Da, și cine câștigă? De ce zici că s-ar contrazice? Că nu te lovește în conversație sau ce? Că n-ar avea dreptul el niciodată. El argumentează. Ok, el nu te lovește, dar argumentează agresiunea. Da, poate avea și o poziție de tip în conversații. Sunt un domn. După conversație, știi cum zicea Blaga, după ce partidul a luat decizia? Acasă sunt gospodar se și aplică, pat, știi? Sunt un animal. Se aplică. Nu-i poți spune, te contrazici dacă el ți-a zis? Păi nu ți-am zis că în conversație. Costel, dacă astăzi, dacă... Păi, după conversație? Da, asta înseamnă că te contrazici. Deci dacă tu spui, de ce, dacă el păi, pentru zis? Că nu poți fi și alb și negru. Nu, astăzi până la ora 5 sunt alb, mâine de la ora 5 sunt negru. Eu zic asta că el s-ar contrazice doar dacă ar spune... Nu sunt agresiv niciodată. Hai să vedem. Atunci s-ar contrazice. Despre ce este conversația? Despre ce? Despre principiul unei agresiuni. Despre orice. Nu, poate fi. Nu, întrebarea este... Ba da, contează. Bine, Hope susține că e despre un conflict. Realitatea unui punct, dar e clar că nu e necesar. Uite, poate fi și una despre evaluare. Eu mă cer cu Gabi despre cum să-l evaluăm pe Alexandru. Asta nu e o discuție pe o resursă. Nu, o chestie de evaluare. Ba da. E, na. Evaluarea, ba da, evaluarea lui Alexandru. Nu e chestie de distribuție sau dăm de o minge de fotbal. Nu e cu cine să o ia. Vorbim pur și simplu despre minge. Știm acum, ia lui Vali mingea de fotbal. Așa. Vorbim care e mai tare, știi? Așa. Da, e o conversație care nu implică o resursă rară și... Păi mă implic pe amândoi. Voi doi sunteți resursa rară. O să observ că orice conversație pe care o ai, ori atâta vreme cât nu e de genul bună ziua, cât e ceasul... Avem un conflict care îl generalizează tripit. El spune că, domne, de ce îți conversează lumea? De ce ai conflicte atunci? Pentru că avem preferințe diferite evaluative. Față de aceea minge. Cum se poate ca aceste preferințe să nu fie satisfăcute în același timp? Voi doi întâlnindu-vă faceți resursa rară, acordul dintre voi doi. Nu avem un conflict despre cui să-i aparțină acea minge. Păi poate că n-aveți, în vedere dar... un scenariu despre evaluare. Care te bați pe resursă. Deci din conversația noastră, mingea aia fie rămâne la amândoi, fie rămâne mie, fie lui. E un conflict de ăsta pe... Pe nu, ce? Pot avea o discuție cu sclavul, știi, când culegem un bac, când aia nu e nicio... Deci, din nu nou, e legată de distribuția de alocare a unei resurse. Stai puțin. E clar că sunt ale mele resurse. Stai puțin, am mai discutat, sunt două, trei lucruri.
pe care le comprim într-una singură aici. Unul la mână. Vorbim de o discuție care are ca scop rezolvarea unui conflict. Da? Conflictul în sine, ca să existe, trebuie să existe o resursă rară. Mai spun o dată, orice fel de conflict presupune o resursă rară. Faptul că între noi doi nu există acord, uite, pe această idee, da? E un conflict. Resursa rară este acordul între noi doi. Ai putea să generalizezi? Ai putea să generalizezi? Mai mult de atât? Nu, stai. Nu, să reformulezi generalizarea. Aha. În orice lucru unde e un conflict, îți arată, spus invers, îți arată o resursă rară. Da. Da, din punctul ăsta de vedere, da. Poți să o întorci așa. Nu, adică poate să pară că un lucru e complet abundent, totuși pare că apare un conflict. Deci ceva e rar. Unde se duce resursa aia? Deci și reversul. Asta era discuția, nu? Dădeam de un teren și ne ciondăneam. Al cui am. Al lui Ion. În timp ce o discuție de asta despre fotbal, despre Messi, nu e un conflict. Ba da, pentru că oricum Messi e mai tare ca Ronaldo. Dacă e un dezacord, cu resursa rară, mai spun o dată, e acordul între voi. Faptul că tu vrei să existe un acord pe acest punct. Nu cred că el are în vedere asta. Poate că nu are în vedere, poate că nu a dus definiția atât de departe și s-a limitat doar la chestii de pe care poți să pui mână. Dar eu spun că definiția conflictului se menține. Și dacă trebuie să-l duci mai departe. Ținând cont că am început deja episodul. Ținând cont că am început deja episodul, Gabi trage microfonul aproape și spune lumii la ce ne uităm, despre ce discutăm astăzi. În acest episod al podcastului Indodi vom vorbi despre capitolul 7 numit Justificarea etică a capitalismului și faptul că socialismul este moralmente de neapărat. Dacă în ultimele 4 capitole Hoppe ne demonstrează faptul că prosperitatea nu poate apărea în socialism, doar capitalismul poate genera această prosperitate materială datorită faptului că este o teorie naturală a proprietății și se bazează pe faptul că o resursă este în proprietatea cuiva pe baza utilizării inițiale a acelui lucru. Însă mulți pot argumenta faptul că în socialism există și alte valori care pot eclipsa această prosperitate materială, și anume etica, justiția socială, fairness-ul în general. Dom'le, ok, nu avem în socialism așa de multă prosperitate ca în capitalism, însă avem o justiție socială mult superioară. Aici, în acest capitol, Hoppe după aceea trece la două presupoziții pe care le fac socialiștii. Stai un pic. Înainte de a discuta despre ce presupoziții fac socialiștii în viziunea lui Hoppe, o să vă aducem aminte că jos, lângă sub video, găsiți un buton de like, apăsați-l că ne place,
apăsați-l dacă vă place și nouă ne place să-l apăsați, toată lumea îi place, e cu like-uri. Așa? Alături de butonul de like găsiți un buton de subscribe dacă vreți să mai auziți de noi, apăsați și clopoțelul pe care vi-l pune Google la dispoziție. ABC. Alphabet. De asemenea, tot jos în descriere mai găsiți link-uri unde mai găsiți prezența Andodi pe net și găsiți acolo și un loc de unde puteți să citiți cartea și mai găsiți un loc de unde puteți să o achiziționați. Dacă nu vreți doar să o citiți și vreți, de exemplu, să faceți cadou cuiva, că vi s-a părut interesant ce se discută aici. Tot în descriere, se pregătea Alex repede, tot în descriere găsiți și două link-uri de Crypto și de Patreon. Dacă sunteți cu dare de mână și ați vrea să susțineți proiectul nostru, vi se pare că facem ceva util. Și mulțumim celor care au făcut deja chestia asta. Trebuie să mai luați cartea, să nu citiți, doar ca să arate bine în bibliotecă. Cazul moral era una din... pe asta insista și Gabi. Socialiștii ziceau, ok, economic am pierdut. Recunoaștem. Bine, nici asta nu prea o să vezi așa. Așa. Dar, în termen principial, moral, suntem mai buni. De exemplu, nu știu, aveam o societate mai egalitară, mai diversă, mai depinde de ce tip de socialism e pe acolo. Și toată discuția din capitolul ăsta e despre moralitate. Moralitate. Deci o contribuție a lui Hoppe la libertarianism se numește etica argumentării. Chestia asta este el cel mai lăudat. Și acum, na, încercăm atât cât ne țin curelele. Da. Să vedem dacă a și reușit să răspundă, să dea o lovitură mortală socialismului cu această etică a argumentării. Deci e o analiză morală. Asta e diferența de capitole precedente. În capitole precedente am văzut. Socialismul crea sărăcie peste tot. Întrebarea e, da, dacă ne oferă o lume mai îndreaptă. Păi poate îmi convine. Poate vreau mai puțină prosperitate, dar mai multă dreptate. Poate vreau o lume egalitară. Poate vreau egalitate în sărăcie. Și o lume mai dreaptă. Ok. El zice ceva și de emotivismul. Da. Empiriștii. Bine, aici, da, că iară ne întoarcem la curentul empirist. Iară mi se pare că nu reprezintă corect ceea ce susțineau emotiviștii. Dat fiind faptul că vorbim despre moralitate. Era emoționat. Da, da. Dat fiind faptul că vorbim despre moralitate, se pune problema cum construim un sistem moral. În vremuri de demult era simplu, din sursa autoritativă. Da, ce scrie în Biblie, ce scrie la Coran, ce scrie la Tora, aia e, a venit în relație divină. Vorbeam dat trecută de idei de cunoaștere, dar la un moment dat, odată ce s-a răspândit ideea empiricismului, ideea că, sau empirismului, ideea că lumea din jur poate fi cunoscută prin simțurile tale, atunci și moralitatea în sine ar trebui să, sau mă rog, există lume care spune că ar trebui să, să fie supusă oarecum unui test similar. Practic ceea ce spune Hume, că nu poți să scoți un trebuie din este, e exact subsumat faptului că de fapt toată moralitatea nu ar putea fi, dacă ea nu poate fi bazată și nu ar putea fi bazată pe chestii care există, pe chestii care pot fi determinate, de aici îl iei și îl duci în nihilism. Nu există niciun fel de moralitate, adică ar fi una dintre concluzii. O alte concluzii au mai existat și ar fi asta a emotivișilor pe care, la către care face referire Hoppe aici, care s-au desprins oarecum din aripa asta a pozitivișilor logici, care spun că în măsura în care lucrurile sunt morale, în măsura în care tu încerci să explici o chestie morală. Ce înseamnă asta? Hai să o luăm altfel. Ce înseamnă o chestie morală? Trebuie sau nu trebuie să faci ceva? Da, asta e ideea cu... Să ți-i permis. Cu moralitatea. Și atunci, dacă, de exemplu, avem o situație de genul închide geam, da? Eu îi spun lui Costel, închide geam. El vine și mă întreabă de ce.
Nu o să-i, n-o să-i răspund pentru că este în esența lucrurilor ca geamurile să stea închise, nu o să-i răspund pentru că structural clădirea stă mai bine cu geamurile închise, nu o să-i, n-o să-i dau o explicație tehnică. Și o să-i spun, mie mai bine când e geamul închis. Da? E, pentru mine sau privit strict în termen de bine și rău, dacă trebuie și nu trebuie, e oarecum asociat cu ideea de bine și rău. Un lucru e bun atunci când și dacă e bun trebuie să-l faci sau un lucru e rău și dacă e rău nu trebuie să-l faci. Bun, și atunci întrebarea pe care eu îi dau lui Costel o explicație morală, spun mie și emotiviștii spun că eu nu o să-i dau tot la fel, nu o să-i dau o explicație că mi-e rău dacă e geamul deschis îmi faci rău, ci o să-i dau o explicație care e echivalentă cu asta, tradusă prin niște emoții, dar care de fapt înseamnă același lucru. De exemplu, mi-e frig. Eu să-i spun, Costele, mi-e frig dacă e geamul deschis. Și el, dacă avem o idee împărțită despre faptul că ați fi frig e rău, el înțelege și închide geamul. Da? E un argument moral din perspectiva asta a emotivistă. Da? Și locul unde s-au întins ei a fost că absolut toate lucrurile pe care noi le explicăm în termen de bine și rău sunt de fapt chestii de genul ăsta. Că le referim la emoțiile da, care ne provoacă. Credem ceva de genul ăsta. Posibil. Uite, da, cred că am mai și avut discuția asta. Rothbard îi reproșa asta lui Mises. Pleacă de la emoții. Avea chestia aia că rațiunea e sclava pasiunilor. Aveam niște pasiuni și de acolo veneau eticile. Mm-hmm. La fel și aici, știi, uite, nu vreau să-ți fie rău, știi. Părtășeam, aveam niște emoții, știi. Asta era baza, știi. După aia ce venea, reguli morale și nu știu ce, dar emoția era baza. De ce cred că se ahope de această emoție? Păi, caută o sursă de validare de întemeierea unei etici concurente, domne. Da. Care e treaba cu emoțiile astea? Păi, nu știu, ele pot fi, cine știe, unul are emoții pe, că nu știu ce face, distruge, știi, sau adică bine, diferă. Aici sunt două lucruri despre care cheia ar trebui să... Cheia e concurentă. Despre care da. Ar trebui să stăm de vorbă. Una dintre ele este că prin emotivism ajungi la o etică subiectivă, eminamente subiectivă, ceea ce e un loc în care Hoppe nu vrea să ajungă. Deci, din punctul ăsta de vedere, el trebuie să desfințeze un asemenea principiu și doar pentru că te duce într-o direcție în care el nu vrea să ajungă. Doi la mână, ceea ce mi se pare că lipsește din felul în care se gândesc emotiviștii asupra lucrurilor, e exact asta, că ei nu-și dau seama că unul la mână generează o logică subiectivă, o etică subiectivă și doi la mână nu merg destul de departe cu ea. Nu merg la ideea de ce ei discută despre ce se întâmplă atunci când este împărtășită, da? Când valorile respective sunt împărtășite, de exemplu, da, între mine și Costel, e rău să fie frig. Dar poate Costel crede că e bine să fie frig, da? Și atunci el o să zică, nu închid geamul, pentru că trebuie să nu închid geamul, pentru că îți fac un bine, da? Și avem o rupere acolo. Dacă noi nu mai avem, dacă... Și unde spun că emotiviștii n-au dus lucrurile până la capăt? Și poate le duce Hoppe și tocmai de asta interpretarea lui e ceva mai bună. Dacă nu mai ai niciun punct în comun, niciun, deci dacă tu nu împărtășești aceleași emoții, aceleași principii despre bine și rău, cu o altă persoană, da? Tu spui, de exemplu, că e bine să mănânci carne de vită, el spune, stai puțin că vaca e sfântă și atunci când îi tai gâtul, faci o blasfemie care trebuie să te condamne în iad. Și e de datoria lui să apere ceea ce e cel mai sfânt pe pământ, respectiv friptura înainte să fie pusă în tigaie, da? Ok. Ce se întâmplă atunci? Bine, și primul consideră friptura în sânge ca ceva divin, știi? Ai un gust un relativ consens, știi? Da.
Dar întrebarea este ce se întâmplă atunci și nu numai punctual, ci ce se întâmplă atunci când toate. E greu, ni se pare greu de imaginat, tocmai de asta poate nici n-au dus ei problema până la capăt. Ce se întâmplă atunci când toate punctele de acord pe emoții cad? Da, pică. Ce faci atunci? Ei, nu, nu ce faci, ce se întâmplă. Că deja tu ce faci o să fie irelevant. O să se întâmple conflict. E cazul Charlie Hebdo a fost la fel? Exact. Adică, de exemplu, ăia care și îmi place că vorbește despre Charlie Hebdo și nu despre conflictele actuale care sunt în media, dar e bun că putem să discutăm din punctul ăsta de vedere fără să fie încărcat de emoții. Da, da. E ca ai aceleași emoții pentru, uite, și libertarieni și socialiști au niște emoții activate de niște principii, dar principiile alea sunt diferite, soluțiile sunt diferite, adică ai un conflict. Chiar dacă emoția e de, nu știu, admirație. Dacă, de exemplu, să desenezi imagini cu anumite, cu anumit conținut sunt cel mai mare păcat de pe lumea asta și existența lor e un afront în fața divinității și tu îți asiguri dreptul la viață veșnică și fericire corectând problema asta, da, sunt niște emoții la mijloc și relativiștii morali spun că unii au dreptate și că alții au altă dreptate și de fapt problema în că asta e și discuția care se duce astăzi peste tot, avem discuția în care ok, care sistem, știi, sunt relativiștii morali care spun nu, toate sistemele morale sunt la fel, sunt egale pentru că sunt relative și în interiorul bulei lor de acceptanță au aceeași valoare, da? De exemplu, dacă pentru noi viața unui copil este foarte prețioasă, pentru cei care credeau în zeu Bal sau nu mai știu cine era, da? Viața unui copil era doar prețioasă până când îl puneai pe altar să-i tai gâtul. Da? Acolo, în aceea se tocmai transforma. De, nu, tocmai de aia îl punea pe altar. Era prețioasă și pentru el. Da, da, da. Dar făcea un sacrificiu. Dar nu era prețios, dar nu era mai era destul, prețios pentru copil. Era da. Destul de prețios. Exact, da. exact. Era mai prețios sau sacrificiu? Poate era mai prețioasă pentru... Asta ziceai, nu? Asta glumea Alexandru, nu, da. Nu, ideea era că ai o ierarhie acolo. Ăla era prețioasă, că de-aia se cerea... Sacrificiu, dar sacrificiu era mai important decât viața. Și noi n-am fi de acord cu chestia asta. Noi am zice, nu, există așa ceva. Să fie mai important decât viața. Da. O critică e ca și la intuiționism, că avem intuiții diferite. Uite, o apărare a emotivismului poate fi da, dar sunt niște chestii de bază unde toți ne revoltăm, știi, toți ne sunt destul păi de împărtășite. Păi nu sunt, uite, că dacă stai să sapi de ajuns și nu e ideea, e că noi spunem că sunt, știi? Dar nu ai o garanție. Adică chiar nu ai o garanție. Uite, nu, cum să spun, iarăși, fără să fac referire la evenimentele curente care se petrec, da? Și doar la evenimente istorice, eu am văzut odată un film care mi-a schimbat viața. N-am putut să dorm vreo 3 săptămâni după ce l-am văzut, da? În care ai o fată tânără trezită din, pot să spun și cum o chema, dacă vrei, era de naționalitate daneză, trezită din somn, căreia i-a fost luat gâtul cu totul, fără niciun cuvânt, nicio intervenție, niciun nimic. Și după aia cu capul la cameră și arunca pe acolo. Ca o minge de fotbal. Nu mă gândesc că... Ei, nu era un film mă artistic, gândesc da? Că, ce? Nu era un film artistic, înțeleg. Nu. Era pe bune, era pus la dispoziție de ei că s-au filmat ca să-și facă propagandă. Da? Da, zici că și ei sunt extremiști ăștia, sunt respinși inclusiv în... În cercul lor de acceptanță, nu. Și atunci când iei argument pe care l-am spus mai devreme în care vorbim de bubula de acceptanță și faptul că în interiorul ei acea etică ar fi la fel de validă precum etica pe care o avem noi, uite că argumentul că nu toată lumea, asta ce încerc eu să spun e că nu toată lumea poate că e loc să faci argumentul în ambele părți. Eu zic, nu toată lumea îți acceptă intuițiile astea, sunt de acord, dar poate e loc să faci și argumentul celălalt pe care eu l-am instanțiat mai devreme,
în sensul în care să spui că da, dar nici să nu găsești un punct comun între toată lumea, n-o să fie. Da, uite că chiar nu dacă găsești, să zicem, un 80-90% puncte comune și 10% zicem că e o diferență, tot vor exista conflicte și trebuie rezolvate. De exemplu, o chestie mai minoră ar fi cum puțin timp, un an sau doi, în Franța era o discuție despre obligativitatea fetelor musulmane să nu mai poarte hijabul așa. Și a creat un conflict, da? Nu e o chestie pe viață și de moarte, zic, dom'le, ce mare deranj, știi? Dar este un conflict pentru și trebuie el, rezolvat într-un fel. Adică, chiar dacă, să zicem, musulmani moderați, probabil. Toți țineau la asta. Da, și toți țineau la chestia asta. Și trebuie și aceasta, să zicem, că rezolvăm problemele cu copii și cu, pardon, și cu alte aspecte teroriste, dar avem și chestii minore. Astea trebuie rezolvate până la urmă, să zicem, peste, nu știu, 100-200 de ani. Bine, aici eu aș spune că strict din punctul ăsta de vedere, chiar dacă eu la vremea respectivă, fiind pe niște poziții mai conservatoare și mai reacționare, am aplaudat decizia, nu este de aplaudat din punct de vedere libertarian, pentru că e echivalentă, ce obțin motivația din spatele deciziei, este echivalentă cu decizia de a interzice bicicletele, scuze, motocicletele în orașele din China. A, povestea aia, în care existau furturi folosind motocicletele, că luau gențile de pe stradă, și rezolvarea lor a fost să nu interzică motocicletele. Great. Da. Very smart. Poate vreți să definiți etica argumentării. Ce zice Hoppe? Ce zice el? Care e noua etică? Noua etică? Pentru a rezolva conflictul. Noua etică care e vechea etică, dacă vă uitați la canalul nostru. El pleacă de la... Deci stilul ăsta de argumentare e vechi. Apare la Aristotel. El spune că negi principiul contradicției, el confirmă de fapt. Apare la Mises. El zice, uite, că negi faptul că există acțiunea umană, deci în actul de a nega, acționezi. Așa te contrazici. E, ăsta e modelul de argument pe care îl are în vedere. Ce vrea să susțină proprietatea privată. Da, teza lui e că uite, avem două teorii. Asta libertariană care merge pe principiul non-agresiunii, pe principiul autodeținerii și avem teoria socialistă. Am văzut diverse tipuri de socialism. El vrea să demonstreze că socialistul care argumentează pentru socialism se contrazice. Merge pe același pattern, cum spuneam, la ăla cu acțiunea. Deci dacă spun că nu există acțiune, când am spus, am acționat. Vorba e, vorbirea e o acțiune. La fel și aici, socialistul care spune, el se leagă de principiul ăsta al self-ownership-ului, al autodeținerii. Ce înseamnă? Că eu mă dețin pe mine, principiul fundamental în libertarianism, alături de principiul în agresiunii, care spune că e greșit să inițiezi violența asupra persoanei și proprietății cuiva, și principiul homesteading, care spune că intrăm în proprietatea lucrurilor din natură prin mixându-ne munca cu ele. Deci astea cele trei principii mari în libertarianism. E, deci el vorbește de această autodeținere și care e pointul lui? Că socialistul se contrazice. Asta e, despre asta e. Asta e etica argumentării a lui. Op. De ce se contrazice? Eu înțeleg în două feluri autocontradicția asta. Unul e că când vorbesc cu cineva, nu-l iau la poceală, îi recunosc, îl recunosc ca subiect, îi recunosc proprietatea sa asupra ținelui, deci îi recunosc că admit principiul autodeținerii. Deci asta ar fi o cale pe care înțeleg eu că așa recunoști. Iar socialistul care nu-l recunoaște, pentru că socialismul nu recunoaște acest principiu, dar continuă să stea de vorbă, se contrazice. Se contrazice. În mod normal treia să nu prea stea de vorbă. Discuția cu care a început emisiunea, aici apare pentru că există contra
contraargumentarea pe care o zici contragarantare? Tu. Contragarantare și garantare. La orice garantare este o contragarantare. Exact. Numai că alea erau în aceeași direcție, pe când astea sunt în contră. Ideea care ar fi că... Alea erau sunt... cu libertarieni. Da, da. Ideea care ar fi că să, socialistul are o, o contradicție. El zice, te deții, că și el se deține, dar numai parțial, după, după aroma de socialism, procentul e mai mare sau mai mic. Nu, adică cât, cât te obligă să faci chestii, te taxează-te. Contradicția e că el nu, are teza că nu te deții și, pe de altă parte, vorbește cu tine, adică te recunoaște, îți recunoaște. Asta se recunoaște și pe tine că folosindu-și limba și mintea de a vorbi. Stați puțin, că e, e drumul e mai lung. Hai să plecăm de la un... Nu, stai înainte când să anunțăm unde ne ducem. Deci ideea e că Hoppe zice, ca să fii coerent, trebuie să te deții cu totul și absolut altfel nu e coerent, păcând tot felul de socialiști zic, ma, nu te deții cu totul, dar nici nu neapărat te dețin complet deci, alții. Ideea, da, hai să luăm, hai să descompunem, dacă discut cu tine, îți recunosc proprietatea, prin urmare mă contrazic și socialism în față, e tocmai ce a zis Gabi, dacă îmi folosesc limba, iar recunosc implicit dreptul meu de proprietate, prin urmare recunosc validitatea autodeținerii. Deci ideea pe care eu vreau să o spun, susțin e așa, tu ești socialist, da? Și susții că 30% din tax, din cum îi spune, din foloasele, din foloasele pe care le trage omul de pe proprietatea lui, încerc să-l scriu direct în, într-un termen cât mai clar, da? Dacă tu susții taxarea 30%, dacă susții o 30% tax pe venit, da? Cum îți obții venitul? Folosindu-ți proprietatea, fie că e vorba de proprietatea ta, factor de producție, muncă care deține, care e tot în proprietatea ta, whatever, da? Obții venituri, da? Și socialistul susține impozitul pe venit, să zicem, de 30%, da? Care e principiul pe care îl, da? Vezi, aici lipsește un pas la care trebuie să ne întoarcem un pic, dar stai să termin ce povestesc acum. Care este principiul pe care îl susține socialistul, de fapt? Susține că tu nu ai dreptul să te bucuri de 100% din foloasele proprietății tale, ci doar de 70%, 30% sunt ale altuia, da? Bun, și acum, care erau foloasele proprietății tale? Și de ce spun, nu, hai să o luăm altfel, de ce spun că trebuie să discutăm despre principii aici? Pentru că discuția în sine este despre ce sistem este imperativ moral. Da? Asta e discuția în sine. Și dacă discuți despre un sistem care este imperativ moral, trebuie să discuți despre ceva care se poate aplica în toate, în tot și în toate. Ai un principiu, teza universalizabilității, pe care, despre care puteți să vedeți acolo sus, un episod întreg când am discutat de etica libertății. Deci acolo cred că cel puțin o oră discutăm despre de ce trebuie să fie un principiu universal. Și acum trebuie să zicem în două vorbe. Ce reproșează el universalism. Și Hoppe o menționează, face amintire la imperativul moral al lui Kant, care poate fi tradus, două secunde că l-am pregătit. L-am pe naiba pregătit. Te doare capul dacă citezi imperativul categoric. Ideea e că legea trebuie să fie la fel pentru nu toți. Nu te doare capul, că avea foarte mult sens. Acționează în așa fel încât maxima voinței tale subiective să fie lege universală pentru toate ființele raționale. Exact, ăla e. Ce a spus că se pare că ai înțeles? Dacă îmi permiteți să-mi fac cruce. O să mai spun o dată. Deci, comportă-te ca și cum ceea ce faci tu ar trebui impus prin lege tuturor. Da? Ca să-l traducem mai la... Mai bine. Ceea ce este categorie de imperativ moral este ceea ce ar trebui sau ar putea fi impus prin lege ca obligativitate tuturor. Și ție, și lui mama, și lui tata, tuturor. Da? Bun. În această perspectivă apare teza universalizabilității. Așa.
Ceea ce înseamnă că discutăm atunci când noi propunem o regulă morală, de fapt în spatele ei trebuie să zacă un principiu universabil. Universal, scuze. Bă. Cum îl universalizăm? Abstractizându-l până îi sar capacele, până când nu mai rămâne nimic itemizabil în el. Da? Bun. În cazul în care revenim, vine socialistul, zice, taxă la 30% pe venit, felul în care se universalizează acest principiu este persoana nu are voie să se bucure decât de cel mult 70% din fructele proprietății sale. Ținând cont că vorbeam de muncă, presupunem că proprietatea sa este ceea ce muncește, deci corpul său. Atunci când un socialist îți face un argument pentru socialism, tu nu ar trebui să-l asculți decât în proporție de 70%. Dacă vrei să nu se... Deci el a trebuit să-ți facă argumentul de 70%, după care acolo să pună încă 30% să zică astea, aceste cuvinte sunt taxate pentru guvern, sunt pentru redistribuire, nu mi-aparțin mie, nu le lua în calcul, și să continue să-ți facă argumentul. Deci trebuie să-l mai și asculti. Nu neapărat trebuie tu să-l asculti, nu neapărat trebuie tu să-l asculti, cât trebuie el să vorbească. Pentru că el e cel care crede în sistemul în care este justificat ca el să nu dețină tot. Îmi pun. Trebuie să ascult. Uite, un răspuns la asta chiar a lui Hopela în alte contexte era că taxarea nu este uniformă, că nu plătesc toți taxe, nu ai consumator de taxe. Asta e așa doar o chestie de... Impresia mea e că statul a venit, întâi a lovit și după aia a venit cu raționalizări. Aia bine, normal. Deci întâi a furat pe aia, știi, s-a dus pe un teritoriu și după aia a venit. Stai, externalități, nu știu ce, știi. Nu vreți, de banii pe care vi-am luat, nu vreți să vă apăr? De cine? S-a raționalizat ulterior. Deși schimbul ăsta taxe contra apărare, cred că a zis-o mai din prima, știi. Dom'le, vă apăr de alții mai răi, știi. Mai noi răi. Suntem răi, dar există și mai rău, dacă... Mm-hmm. Dar n-aveți de ales. Adică vă apăr oricum. Uite ce am înțeles eu din cât am putut să înțeleg. Este că pentru mulți e coerent ce s-a spus adineauri. Adică foarte mulți oameni vor să existe un fel de autoritate din asta care hotărăște, declară. Uite, în cazul ăsta adineauri apără. Ideea ar fi că în momentul în care vrei să fii matur, îți dai seama că lucrurile trebuie să se aplice în general. Nu sunt pe termen scurt. O să încerc să o formulez mai încolo. Și pentru toți, că ăsta e pointul lui Hopper. Pentru toți. Deci pentru el, regula socialistă înseamnă, la esență, și el e al dracu aici. Eu am voie să te lovesc, tu nu ai voie să mă lovesc. Da. Deci ANAF are voie să te fure, tu n-ai voie să fure ANAF. Da. Păi da, ce? Nu înseamnă asta? Exact asta înseamnă. Da. Uite, că ca să instanțez mai bine ce a vrut să zic, adică Alex. Adică n-ai domnia legii. Nu ai domnia legii, supremația legii. Imperativul la kantian, asta spunea, că legea e aceeași pentru toți. Când, ba da, ai domnia unei legi strâmbe. Când ești copil, ești crescut cu ideea că ți se cuvine totul. Pentru că toată lumea îți dă lucruri pe gratis. Așa se întâmplă, așa sunt crescuți majoritatea copiilor, dar sunt foarte puțini cei în viața cărora se strecoară sistemul tranzacțional, ideea că părinții încearcă să învețe să-și câștige privilegii. Ulița copilăriei. Asta e ce zicea Alex, că atunci când ești copil, de obicei, pentru marea majoritate, primeau totul de-a gata de la părinți și ai senzația că ai dreptul la ele. Și că ție ți se cuvine totul. Perspectiva este tu în centrul lumii și nevoile altora există doar în măsura în care poți satisface nevoile tale. Da? Okay. Odată ce crești un pic, îți mai dai seama că mai sunt și să presupunem că ți s-a dezvoltat și empatia, îți dai seama că sunt și alți oameni care au alte nevoi ca tine. Bine, uite, eu și care sunt la fel de importanți. Asta e o parte a zarului, că nu-i doar o monedă. Dar
eu mă refeream la partea de responsabilități. Deci pare că realitatea e complexă, îi compleșește pe oameni și atunci cineva să se ocupe. Ideea e că întotdeauna, și am mai zis-o noi în repetate rânduri, întotdeauna poți să-ți angajezi oameni care să pricep, dar responsabilitatea în sine este a individului. Mi se pare mie că se susține și logic, ca să mergem pe subiectul emisiunii. Mi se pare că se susține cel mai bine și logică numai individul. Adică, așa cum... Și pe asta am mai zis-o. Mă rog, asta este la noi. Repetăm. Dacă un om zice, cineva trebuie să ocupe de cutare, după aia îl întrebi cum trebuie educat copilul tău, el o zic că păi nu spune nimeni cum să-mi educ eu copilul. Da? Deci unde îi pasă, unde e o resursă rară, să țină la chestia aia. Ideea este că... Bine, și îl trimite după aia la școală. Și după aia îl trimite la școală, da, which is stupid, dar mă rog. Și nu-i nimic, educație trebuie să aibă, ca paranteză, copiii trebuie să aibă educație, dar nu școala asta. Ok, și ca să fac o instanțiere a ce am zis adineori, cu individul care este responsabil, mi se pare că, uite, și în războaiele actuale, ai o problemă, un om de paie de asta pe care îl pun oamenii libertarianilor, păi și cum, dacă ați fi voi atomizați, bineînțeles, omul de paie, dacă ați fi voi atomizați libertarienii și vine unul care vă atacă, o entitate mare. Ideea păi, e... Nu ne atacă, suntem atomizați. Exact, să ne ia atom cu atom. Ha, ha, ha. Alt răspuns. Nu avem arme atomice. Dar și după aia, dintr-o dată, ei respectă entitatea asta care e făcută acolo. Și ce vreau să zic este că ai niște responsabilități, poți să le împarți și pe alea, uite, să le itemizezi. Poți să împarți, vine țara cu tare să te atace. Ce înseamnă că vine țara aia cu tare să te atace? Înseamnă că ai niște un om care hotărăște chestia asta și alți oameni care sub responsabilitatea lor individuală, susținută logic, da? Se supun acelui om. Și după aia o grămadă de soldați care se supun și ok, poate sunt forțați, că dacă nu te duci, e trădare, ți se întâmplă lucruri nasoale. Ideea este că responsabilitatea totuși este individuală și în cazurile de război. Adică, păi a venit entitatea țara cu tare, să bate cu entitatea țara cu tare. Și după aia ai niște oameni care zic, vai, dar de ce nu vă uitați la victimele colaterale? Păi da, de ce nu vă uitați și la hotărârile individuale? Unul dintre exemple aici, pot să-l pun ca o mare stricată, unul dintre exemplele pentru care, ceea ce a spus Alexandru acum, este ar putea fi o explicație a faptului că de când s-au inventat bombele atomice, țări care au bombe atomice și într-o parte și în alta nu s-au aflat într-un război deschis una cu cealaltă de atunci. Au fost numai război proxy, dar nu și-au mai declarat niciodată război deschis. Între altele, ăsta ar fi, dacă este să îi extinde maximum de curtoazie și credit lui Kim Jong-un, da? De asta ar vrea și el să facă o bombă atomică ca să fie sigur că nu-l mai invadează americanii. Sau măcar că nu-l invadează, că nu dau americanii cu bomba dacă îl ajută, dacă vor să-l invadeze sud-coreenii. Mă rog, închidem paranteză. Tu nu ai disponibilă cu apărarea asta privată. Știi? Da, ai zis, n-ai, domne, nu... E vina mea că nu e disponibilă. E vina ta că e socialist sau statului că interzice. Suntem în comunism și eu argumentez pentru pâinea privată, superioritatea pâinii private. Și cineva îmi spune, păi da, ești nerealist că suntem în comunism. E vina mea. Eu ți-am dat un argument pentru superioritatea pâinii private. Așa e și la armată. Mi se pare că oamenii sunt mulțumiți cu ce livrează statele acum, vestice cel puțin, îi apără NATO, deci n-ai nicio problemă. Nu știm ce mai fi. Libertarienii oricum se opun și ca principiu, știi, se opun taxării și asta, deci nu e exclus să existe NATO într-o lume libertariană. Da, pot exista conglomerate multinaționale de apărare, dar nu state și asociații de state. Deci nu poate exista așa ceva. Poate n-a și ei și eu pe coajă, știi? Ca în filmele alea SF, când soluția miraculoasă erau niște păsări mari și vedeai că păsările alea mari încep să atace și oameni. Deci nu doar inamici, da,
Adică dacă NATO rupe tot, poate o ia razna, știi? Da. Modelul anarhocapitalist, da, fiind unul cu mai mulți centri. Zici că previne asta. Păi da, dar poate nu e pericol. Da, nu e acut, ce să zic. Da, ca să fac iarăși foarte vizual exemplu pe care, care îi place Costel să-l dea de fiecare dată când se referă la armată. Dacă țineți minte, în București, dacă erați prin București, după Revoluție, sigur, țineți minte pâinea turcească. Da? E, du-te în 1987, când se făceau cozi la pâine, da? Și explică-le lor că pâinea pentru care stăteau ei la coadă este net inferioară față de ceea ce se poate. Că există o altă pâine care vine proaspătă, iese caldă, n-ai timp, o mănânci jumătate până acasă la cât de bună e, da? Și e mereu. Adică nu trebuie să stai, nu trebuie să se facă coadă pentru ea. Eu nu știu de ce te plângi, că puteai să te duci la fabrica de pâine. Stăteai la o coadă la fabrica de pâine și era pâinea caldă. Și acolo era caldă, da, dar era... Dar... Nu, dar e și propaganda. Nici măcar așa nu se compara franzela aia cu ce a fost pâinea turcească. E atunci și propaganda statului, știi, cu privire la inferioritatea poziției libertariene, adică expeditiv. A, asta e o prostie, înseamnă că ești ca ea în Somalia, niște bande care se omoară pe acolo și asta e soluția libertariană. Îți dai seama că... Un om de paie. Cultivați, da. Mai dă un balot de paie să mai umple niște oameni. Da, dascălii noștri, știi, nu e asta soluția libertariană. Soluția libertariană e soluția libertății, a proprietății private. Piața liberă funcționează și în apărare, așa cum funcționează la un milion de domenii, știi? Deci nu e ceva excentric. Excentric e mai degrabă punct de vedere opus, știi? Uh-huh. Care spune că piața liberă de socialdemocrația actuală, știi, funcționează la un milion de lucruri, nu funcționează la cinci domenii. Energie, nu știu ce, nu știu, drumuri, știi? Puteai spune ceva despre apărarea izraelienilor care au avut loc acum. Deci oamenii au investit atâția bani în cea mai tare armată din lume. Da? Bine, poziția conspiraționistă. Mulți cetățeni au plătit taxe, mă rog, i s-au luat taxe pentru a avea această mare armată și... Tot n-a mers. Răspunsul e că tot n-a mers, da. Chiar ați văzut Fauda? Emir. Uite cineva? Fauda? Nu, Fauda. E un serial israelian. Serial. Destul de recent. Yeah. Armata israeliană, lăuda iar un Brock Park. Da, dar... Te aștept să le... Vreau să știu... Arătem mai târziu, dar deocamdată încă nu au apărut despăgubiri celor care au avut de suferit în urma... Nu o să apară niciodată, îți dai seama. La teledele ai lor. În cazul 9-11 au fost despăgubiți. S-au depus cereri, nu știu. Dar în America chestia asta văd că a avut loc. Nu cred că au fost despăgubiți cei care au murit în turnul, ci cred că au fost despăgubiți... Rudele care au avut... Nu rudele, cred că au fost despăgubiți cei care au fost... Nu, rudele celor care au fost implicați în activitatea de salvare. Fă o diferență. Aia care au urcat în turnuri, că asta era jobul lor, s-au prăbușit cu ele, că asta era o procedură de lucru, care au fost trimiși în turnuri și acum stau cu cancer, cu asta a existat un întreg fond pus la punct pentru victimele, dar nu erau pentru victimele care au murit în turn, ci în turn că erau acolo, deci și aveau treabă. Deci se ia bani pentru apărare și în cazul în care o mierlești, nici, domne, vreau bani, măcar banii care i-am dat înapoi. Ghinion. Știi cum e și la asigurări? Au scăpat toți cu Act of God. A pus God mâna pe un avion și l-a băgat în turnuri. Ups. Nu, dar care era explicația la asta? Că mai țineți minte că și Homer zicea, uite, după World Trade Center, dacă o firmă privată nu livra apărare, îți dai seama, nu mai cumpăra nimeni, era falimentată. Da. În timp ce ratingul Bush a explodat, știi? Care e explicația, știi? Nici el nu pare să explice... Cred că explicația propaganda este că oamenii au crezut povestea și el era salvatorul. Da, era. Nu, adică nu era alternativă dacă tu aveai 5 firme, știi? A devenit mai important să-i tragă pe ăia la răspundere. El era cel care
Era deci, răzbunătorul. În loc să, exact asta zic. În loc să fie, deci, Bush răzbunătorul, i-a luat loc lui Bush prevenitorul. Și asta era treaba. Și a fost mai... Pentru ăia, da, de pentru ce nu ăia morți. Exigenți? Asta e întrebarea. De ce ești exigent când te duci în mega imagine? De ce nu ești exigent când vorbim de datorită apărare? Socialismului, de... educației socialiste din mulți strămoși. Adică ce se spune? Că apărarea e cum? E... Ceva complicat. Nici nu te gândești la alternativă. E ceva complicat. Sau... E ceva complicat. Te apă, tu nu înțelegi. E aceeași legătură pe care, din păcate, o fac foarte mulți. Și atunci când își dau seama că de fapt pe ei nu îi apără statul, ci îi apără legea numerelor mari, atunci când vin față în față cu realizarea asta, e deja prea târziu. E deja momentul în care, deci momentul în care îți dai seama că pe tine nu te apără statul, e momentul în care urmează să o pățești. Da? Și dacă ai destulă prezență de spirit, înțelegi că până atunci nu te apăra statul, ci te apăra legea numerelor mari. Dar în marea majoritate a timpului, tu nu o pățești. Prin urmare, ai senzația că dacă nu o pățești, te apără statul, nu legea numerelor mari. Că nu ți se explică că legea numerelor mari, de fapt, te apără. Da? Ce înseamnă? Și la războaie, nu? Și la războaie. Și la războaie și la tot. Ce înseamnă legea numerelor mari ca să o instanțiem? Nu mor toate gazelele dintr-o turmă. Da? E adevărat, fug pe acolo, dă lei, dă nu știu ce, dar nu mor toate. De ce nu mor toate? Păi, lei sunt atât, gazelele sunt mai multe, legea numerelor mari. Da, mă gândesc la lumea cum... Deci de ce explodează... Păi asta. Ratingul. Ei, de ce explodează? Păi, pentru că... Că te apără, nu? Că îți dă pentru serviciu. Pentru că tu ești ok, înțelegi? Ăia care... Nu, după World Trade Center. Păi, asta spun, după World Trade Center. N-a fost rațional, n-au evaluat servicii. A fost emoțional, ei voiau răzbunare. Aia și el a zis, vă dau răzbunare. Ăia care... Dar și niște privați îți puteau oferi răzbunare. Da, dar ei nu-și pun problema. Da. Ei așteptau de la ăla să facă și atât. A, n-aveai altă opțiune, da. N-ai altă opțiune. Nu, și în credința ăla lor. Se duce în opțiunea care e, aia e singură. Încă o dată, ăla care își permite luxul să fie răzbunător, este încă în viață. Dacă este încă în viață, înseamnă că nu s-a întâlnit cu avioanele lui Al-Qaeda. Da? Prin urmare, el trăiește încă în situația în care este apărat de legea numerelor mari. Pe el, statul l-a apărat. Nu i-a apărat pe niște oameni pe care el nu-i cunoaște cu nume și prenume, da? Dar se simte profund rănit de faptul că America a fost atacată de niște oameni răi, da? Ceea ce a fost, dar nu America, ci niște oameni, și vrea răzbunare. Și dintr-o dată, unde, care este singurul om care îți poate produce răzbunare? Bush răzbunătorul. A, uite, dacă are luat cazul unui părinte care a avut fiul mort acolo în World Trade Center? Probabil la fel. Tot în baza narativei curente pe care am descris-o. Da, el e ok, e în viață. Practic, nu are nevoie de apărare de la America. Da? Acum au existat unii care au... Tot spus, băi, failure of government, da? Au existat câțiva, da, din rudele ălora, n-au fost toți băgați așa, dar la marea majoritate a funcționat chestia asta. Mi-au făcut un rău, da, chiar și personal. Chestia de educație, chestia, așteptările astea sunt învățate, sunt... tu nu te aștepți ca ăștia, nu știu, SRI-ul să livreze cum livrează, nu știu, hipermarket sau să ai aceleași exigențe. Nu știu la ce te aștepți de la ei. Asta nu, e. Nu aștept. Da, așteptarea poziția, deci are e bias-ul și mă gândesc că atunci când și poziția default. Când treci într-o lume anarhocapitalistă, da, oamenii ce să aibă așteptări să ăia să dea faliment, ăia să exact cum așteptări. Uite, apropo de neapărat să dea faliment, să livereze, știi? Dar cum faceți falimentul voi? E indirect, știi? Da, deci, yes. Stai scurt. Cum faceți? Da, pare că aveți dreptate, dar cum să facem chestia asta? Primul rând, empirica asta trebuie, da, să pui exact, mâna. Exact. În primul nu rând, se poate din nou. Da, apropo de abstractizare, că o să încerc să zic ceva mai acolo. Da, în primul rând, eu sunt un exercițiu mental, e abstract, în care evaluezi serviciile monopol de stat, bine, evaluezi ca pe niște servicii, ce există tu până acum. Și poți să iei de la chestii mici. Cu tare lucru pe care îl face statul sau îl super reglementează statul
și e o castă de privați care se ocupă doar. Ar putea să fie piață liberă. Bine, problema e că noi zicem, pune mâna și evaluează. Dar deja toate sunt reglementate. Adică nu prea ai o chestie. Ai relații interpersonale așa în care... Și spun că sunt proaste și stângiști, cei mai stângiști spun că sunt proaste. Zic nu din cauza monopolului, ci din cauza că sunt oamenii. Da. Nu, în fine, un prim pas ar fi doar evaluarea serviciilor de stat ca niște servicii separate și cum ar funcționa ele pe piață. Și deja ajungi să spui niște probleme din astea, mă. Cum chiar face și să-ți permiți să fii pretențios la nivelul ăsta. Să nu ridici din numere. Da, trebuie să pui omul pe gânduri, iar asta fac libertarii și o vor face, știi? Să pui omul pe gânduri, așa cum omul nu s-a gândit la... Faptul că taxarea este fur și, nu știu, vede om cinstit, mi-am plătit taxele, deci o chestie de... Da. Nu știu dacă e așa de admirat, știi? Bun, hai de ce să... susții sistemul? Nu mai plăti. Hai să punem pe gânduri înapoi la argumentația. Da. La etica argumentației. Uite, vrea Gabi să mai zică ceva de asta cu valorizarea, cu valori versus fizic. Da, asta... Se pare de aibă. Da, mă rog. Nu, că era o întrebare pentru toți ceilalți participați la această discuție. Despre cum socialiștii conservatori nu pun accentul pe proprietatea ta privată și vor să păstreze, de fapt, valoarea proprietății private. La lefti. Așa, prea mai degrabă. Socialiștii conservatori. Nu, la ea... Social-democrați? Da, social-democrați. Eu m-am gândit la leftist, la prezervarea... Nu, Gabi are dreptate. Felul în care prezintă COPE, prezervarea valorii este preocupația socialismului conservator. Acum, faptul... Și ea. Eu cred că COPE are în vedere microagresiunile leftiste, știi? Aici apare agresiune. Dacă puteți să-mi dați un exemplu aici, adică vreau să înțeleg prin valoare și după aceea aici un monument, să nu distrugi un monument într-o comunitate, știi, are valoare. Da, ți-am zis, valoare... Păstrarea status quo-ului, știi. Am discutat de ea la... Știu, atunci. Capitolul apare și aici zice despre valoarea integritatea psihică. Ei, de-aia zic că mă gândeam, deci el a avut clenciul ăla cu stânciștii, știi, să-l dea afară de la facultate, știi, că a folosit el exemplul ăla. Știți, nu? Cu... Nu. Ei, nu știți asta? Ia povestește. Libertarienii. Vorbea despre preferința de timp și a dat un exemplu cu foarte inspirat. Gay. O preferință de timp, adică nu fac copii. Știi? Eu se uită ăștia în cap. Și na, e de discutat, știi, la care s-au îndreptat. Ok, eu la leftiști mă gândeam la asta fizică. Fie dacă vrei la socialdemocrația tradițională unde un muncitor trebuie să-i prezerv valoarea, trebuie să-i asigură un loc de muncă. Nu? Deci așa. Uh-huh. Da, sau și la o firmă, știi, trebuie... Asta merge și la conservatori. Firmele mici românești să aibă coda lor acolo, știi, să fie... Ok. Așa le prezerv valoare. Poate piața liberă le spulbera, știi. Eu la stângiști mă gândeam la faptul că vede o agresiune în orice, știi, în orice, vreau un spațiu sigur, știi. Dacă tu ai folosit anumite cuvinte, chiar dacă nu e o agresiune, știi. I-ai creat un... confort psihic. Da. Eu las mă. Asta cred că am vedea. În primul rând stângești leftism. Dar ia zi tu, te rog, frumos, contra ta la ce da, înainte, hai să formulăm teoria efectiv și cum ajungem. Mai a zis-o. Formula. Folosești corpul? Da, îți folosești corpul și deci prima e că îl recunoști. Deci eu când vorbesc cu Vali, eu ca socialist, când vorbesc cu Vali, recunosc principiul self-ownership. Adică de-aia dialoghez cu el. Dacă nu, n-ai, luam o sapă, îi dăm cam. Nu mai era niciun dialog. Deci el spune că argumentarea... Deci tot o formă de comunicare. Nu, falsifică poziția. Nu e atât că îl... Nu asta e. Da, ideea e faptul că mă asculți. Nu că îmi vorbești, ci că mă asculți. Când da, mă asculți, îmi recunoști. Avem un dialog. Și asta înseamnă că îți recunosc, deci asta e una din ele. A doua zic eu e că asta, faptul că
îmi folosesc limba, știi, că îmi folosesc anumite chestii fizice, aici se contrazice socialistul, pentru că el nu recunoaște autodeținerea. Dar uite că se manifestă ca și cum ar... Recunoaște că își folosește limba. Deci să nu o folosească, nu? Dacă nu... Sau să folosească așa cum am spus eu, dar doar în proporția în care el consideră că e justificabilă conform aranjamentului social pe care, în care el crede. Deci dacă el crede că doar parțial e a lui, trebuie să o folosească în scopurile sale în proporția aia și în scopurile statului în altă proporție. Atunci când discută cu tine și încearcă să explice o idee, el trebuie să se întrerupă la un moment dat și să înceapă să vorbească despre ceea ce se presupune nu sunt de acord. De ce 30% vin doar la început sau doar la sfârșit, după cum ai zis tu cu taxarea? Eu zic că ea 30% sunt fiecare... 30% din fiecare cuvânt. Ca, să, ca să demonstrăm prin asta că... O încerc eu. Că e imposibil, ar trebui să ceri voie de la toată comunitatea și deja e imposibil, și asta ar fi o chestie utilitaristă, și doi, cât de mare e comunitatea. Nu, asta e în cazul în care limba ta este deținută de ceilalți. Dacă te autodeții parțial, tu, statul îți ia ție 30%. Îți ia doar chestii fungibile. Bani. Mă rog, trebuie să-și ceri acordul de la ceilalți doar în cazul în care limba ta este deținută în proprietate de membri comunitari. La comunistă. Da, dacă, dacă e foarte clar, de ce am zis? Dacă e foarte clar unde este partea de datorată comunității. La social-democrată depinde ce deține comunitatea. Dacă comunitatea îți deține limba, nu te trezești tu și acolo trebuie să ceri acordul. Da, uite, poate ar fi, poate ar fi mai bine să, să fie clar cât parte din timp de deține. Asta e deja o nuanță. Și eu să stau degeaba în timpul ăla. Noi, noi deja decantăm scenarii aici. Da. Pe, nu pare să mărunțească scenariul ce discutam noi. Era, de fapt, erau două scenarii. Socialismul pe stil rus, în care statul decide tot. Deține tot, inclusiv corpurile noastre. Social-democrația, nu? Care ne, ne deține parțial. Uite că Hoppe nu mărunțește scenariul. Asta el se mulțumește să spună că avem o contradicție. Ăla se contrazice. Dacă eu vorbesc cu unul, dacă nu-i dau un cap, dacă eu spun că nu e valid autodeținerea, mă contrazic. De ce? Pentru că îl recunosc, pur și simplu. A trebuit să nu fac asta. Sau faptul că îmi folosesc glandele și nu știu. Iar mă contrazic. N-a trebuit să fac asta. Pentru dacă că eu nu n-am cred cerut în, permisiune. Dacă eu nu cred în autodeținere... Gândeam la permisiu, mi se pare că permisia aia ne trimite la scenarii. Nu, n-ar trebui, n-ar bine, trebui felul, că n-am dreptul să folosesc. Felul în care... Socialista ar trebui să zică, nu, ar trebui să zică stai. A, pentru el nu era valid. Mm-hmm. Primarul nu poate folosi. Bine, mărunțirea de scenarii putea fi o cale, dar... Răspunde lui Hoppe, știi că... Ok, îmi folosesc limba că o dețin parțial, deci nu mai cer pe ei. Nu mă contrazic. De ce nu mă contrazic? Pentru că admit că mă dețin parția. Dacă nu admiteam, dacă teza mea era că nu mă dețin deloc, mă trezeam că manipulez chestii, mă contrazice. Da, așa, na. Asta e o cale de a scăpa de contradicții. Nu știu cât de valide și cât i s-a adus duhope. Dar hai să încercăm și pe aia cu sclav. Uite, un contraexemplu poate fi asta, că poți argumenta cu un sclav. Dar asta nu înseamnă că recunoști, că recunoști principiul autodeținerii. Vorbești cu el despre vreme, despre bani, despre... Eu am spus acolo, contradicția e oarecum precede argumentația, de fapt. Că tu, să presupunem că tu ești stăpânul de sclav, da? Ca să fie cât, cât mai să fie cât mai ușor exemplu, după aia o să... pentru că după aia în celălalt nu e neapărat o contradicție, că tu poți spui că discuți cu un om, dacă nu e sclavul tău, nu e ca și cum poți să, poți să vezi prin sclavul ăla, care, poți să-l vezi ca reprezentantul proprietarului, proprietarul e om și tu poți discuți cu un om, adică nu discuți practic cu mașina de spălat. Da. Dar dacă e sclavul tău, tu ai o contradicție. Dar de ce vezi o diferență între a discuta cu sclavul altuia? Păi tocmai asta, că nu e al tău.
tu discutând cu sclavul, nu trebuie neapărat să-i recunoști faptul că e sclav. Faptul că e sclav poate să rămână în afara discuției voastre. Da? Poți să întrebi despre cum să pui bumbacul, da, ce, despre o rețetă de mâncare, despre ce e bine, ce e rău, câți copii are, da? Astea toate nu fac parte din categoria lui de sclav. Deci poți să discuți cu el ca de la om la om, fără să invoci statutul de sclav. De asta spun. Statutul de sclav în sine apare doar dacă e sclavul tău. Apare acolo între voi. Nu te contrazici nici când vorbești cu sclavul altuia, știi? Te contrazici când vorbești cu sclavul altuia? Poți spune nu. Când te-ai contrazice? Ai spune că, păi nu, că îi recunoști. Nu, nu-i recunosc. Eu știu că el nu e un om liber. Da, dar e relevant la discuție. Ba da, zice că acolo îl face ăla nu se deține. Fă-mi-l relevant la discuție, astfel încât discuția în sine să fie despre faptul că e sclav. Păi exact. Nu ai contradicția. Nu asta am spus. Am zis că tu poți să ai o discuție cu sclavul altuia și toată discuția se petreacă în abstracție de faptul că e sclav. Și atunci n-ai contradicție, nu există niciun fel de, dar nu se aplică exemplu. De asta spun, nici nu ai avea de ce să ai contradicție. Nu prea înțeleg, poate nu reușesc eu să-mi imaginez cum poți să ai tu o discuție cu un sclav în care intrinsec în discuție să fie faptul că el e sclav. Ești despre libertate. În ce context? Nu crezi că e corect că e sclav? Este că simpla argumentație, simpla discuție, este o bază suficientă că îi recunoște lui Alan. Că recunoști principiul self-ownership. Da. Înțelegi? Deci simpla discuție... Da, este eu apărare. Înțelegi? Negația înțeleg acestei propoziții, negația lui pe implicări, că e pe și noi. Bun. Deci e atunci ar trebui să fie o discuție de genul, băi, sclavule, tu nu ești liber. Da? Doar o asemenea discuție ar aduce în... faptul ar cauza destul motiv încât să spunem că e o contradicție. Păi, sclavule, tu știi că nu ești liber? Ești conștient de faptul că nu ești liber? Te ții informația că nu ești liber? Ești de acord cu faptul că nu ești liber? Deci teza lui e că simpla conversație înseamnă că atins principiul. Contraargumentul meu era că simpla conversație nu este suficient. Stai. De ce? Pentru că tu știi că ăla e sclav. Da. Asta e contraargument. Poate că să încerc să iau apărarea lui Hope. Încearcă. E destul de încârcit. Ideea ar fi... Ce am înțeles eu? Eu am înțeles, el zice că nu e o poziție logică atâta vreme cât tu vorbești, deci tu poți să vorbești cu un sclav, el e sclav. N-are drept de proprietate, tu ai dreptul de proprietate asupra lui. Deci te duci iară pe exemplul ăla inițial. Du-te la exemplul lui Costel. Nu, stai. Să vedem dacă îi fac legătura. Și Ope nu zice, înțeleg eu, Ope n-ar zice că acest stăpân recunoaște dreptul ăluia. Și doar nu e o poziție sustenabilă, coerent, logic. Deci, vezi, doamne, el trăiește într-o disonanță. Păi de ce vorbești cu el dacă nu-i respecti? Păi da, asta spune și Costel, că unde e contradicția? Ca să fie disonanță trebuie să existe o contradicție și Costel spune că nu e contradicție. Păi pentru că, mai în altă parte, Hope, cred că zici, odată ce respecti un individ ca fiind o entitate separată, care poate să emită în cazul ăsta doar idei, că vorbești cu el doar idei, cuvinte, nu știu ce. Restul nu sunt proprietatea lui. Nici corpul, nici celălalt, nu știu ce. Ok. Dar vezi, doamne, odată ce respecti un individ ca fiind o entitate separată, nu poate să fie coerent ca persoana aia să fie să aibă lucruri separate de el fără să fie voința lui. Și în exemplu ăsta e un sclav,
involuntar. Dacă vorbim de un să dai marginal, sclavie voluntară, ok, aia s-a întâmplat ceva voluntar înainte sau va. Și aia poate fi un contraexemplu. Da, evident, am înțeles. S-a înțeles ce am zis? Bine, subiectul în sine e greu, știi de ce. De asta e întrebarea, dacă el reușește să... Și pe asta au venit și criticile, știi? Deci o critică n-a fost asta a mea. Critica asta a mea a fost că... Ăsta nu se contrazice, știi? Deci poți... De fapt, teza lui Hoppe care e. Dacă argumentezi, recunoști principiul. Înțelegi? Și am zis, nu, poți să argumentezi fără să recunoști principiul. Stăpânul de sclav nu crede în principiul autodeținerii. El crede în principiul agresiunii, știi? Că e ok ca cineva să dețină pe altcineva. Mm-hmm. Păi și atunci ce argumentează? Păi nu se contrazice. Păi și atunci are alt motiv. Da, are alt motiv. Vrea să ai văzut. Despre vreme, despre nu contează. Viața de sclav, i-am tăpălut. Stați în cap, avem o discuție aici și s-a schimbat sens cuvintelor dintr-o dată. Între două exemple s-a schimbat sens cuvintelor, da? Asta mă. Hoppe zice, dacă argumentezi, recunoști proprietatea omului. Da. Asupra lui. Da. Da? No. Și contraexemplul tău a fost dacă vorbești cu ăla. Eu a zice, stai puțin, hai să ne ținem de subiect. No, tot. Da? Avem un conflict. Da? Pe care încercăm să-l rezolvăm prin argumentație. Eu sunt patronul, tu ești sclav. Da? Tu ești proprietatea mea. Da? Bun, și eu acum am un argument cu tine, ești proprietatea mea. Da, te pot întreba. Păi, mă contrazic. Nu, nu. Nu. Am un argument cu tine. Deci am un conflict cu tine pe care asta este etica argumentației. Revin. Da. Pot avea un dezacord. Pot avea un dezacord despre semănarea bumbacului. Și ăla să fie mai intemă. Acel dezacord pe care îl avem despre semănarea bumbacului, dacă eu vin și la tine și spun... Un dezacord nu e un conflict. Ca să o ținem pe definiție. No. Deci Hoppe zice conflict pe resurse. Pe, ok, bun. Deci hai, hai să o luăm înainte de asta. Da? Eu zic, deci înainte de manifestarea dezacordului, da, eu spun, trebuie să mânăm bumbacul în martie, sclavul zice, da, da, eu m-am ocupat cu asta toți ani, el argumentează că îmi recunoaște mie calitatea de om, da, zice... Eu m-am ocupat cu asta toată viața mea, dacă semeni bumbacul în martie nu o să-ți iasă nimic, trebuie să așteptăm până în aprilie. Da? Conflictul este despre când semănăm. Sclavul a început, ba da, conflictul este despre când semănăm. Dar o folosești mai general. Nu știu. Păi da, da, de ele separăm ca să nu folosim general. Deci nu e un conflict, e un dezacord. Ăla, stăpânul, o să facă ce vrea el. Nu are un conflict, nici nu are o durere. Nu. Ele ce au știut că... Nu, Alex. Într-un conflict ai o problemă care te obligă cineva? Alex, conflictul este despre când facem asta. Da? E un dezacord. Hai să admite și sensul ăsta, Vali. Cum modifică? Nu, dar eu țin la chestia asta. Mi se pare că limpezește. Deci poți să ai un dezacord cu sclavul? Yes. Da. Poți să ai un conflict cu sclavul? Nu. Noi avem un conflict pe vânzarea corpului și nu știu. Înseamnă că... Pardon, un dezacord. Înseamnă că avem un conflict? Lăsați-mă să termin discuția. Sigur. Și chiar dacă admitem sensul ăsta al tău, cum modifică interpretarea? Știi? Asta încerc să ajung la final, okay. Da? Conflictul este despre când semănăm bumbacul, da? Okay. Eu vreau în martie, da. Sclavul vrea în aprilie, da. Da? Și inițial el doar zice că vrea în aprilie. Da? Și după aia nu face. Și, dar după aia eu spun nu, facem în martie și că așa ți-am spus eu că e alea. Și el spune nu. Mănâncă bătaie. În clipa aia avem un conflict. În clipa aia avem un conflict despre când ajunge bumbacul ăla în pământ. Nu. În clipa... Nu. Asta ajung acolo! Lasă-mă să termin. Ok, scuză-mă. Zi. Dacă pentru rezolvarea conflictului eu îi dau bătaie, da. Nu mă contrazic. Dacă pentru rezolvarea conflictului eu îi spun o chestie de genul, știi, tu ești de fapt proprietatea mea. Ești cam obligat să fac ce vreau eu, că așa este normativ. Da? Okay. Hai să facem apel la felul în care stau lucrurile. Eu sunt stăpânul, tu ești sclavul. O să facem cum vreau eu, da? Asta este o argumentație. Dacă eu în loc să-i fut o zmetie peste ochi și să-i zic îl facem în martie, că așa ți-am zis eu că sunt stăpânul, ci încep să mă rog de el să-i argumentez, să-i prezint argumente pentru care trebuie să o facem în martie, da. Abia atunci mă contrazic. Și
Și pentru că abia atunci am intrat în etica argumentății cu el. Da, de ce nu stai de ce mă contrazic? Că stai, că stai la palavre. Da, mă contrazic? Da. Care, stai puțin, care e contradicția era între acțiune și teza, nu? Care e teza și care acțiunea? Teza este că el e proprietatea mea. Acțiunea e argumentarea, de fapt. Da, și teza e că proprietatea și acțiunea e că te porți ca și cum n-ar fi proprietate. Stai la discuție cu el. Păi nu, că poți sta la discuție. Păi nu, nu, nu. În contextul ăsta. În clipa în care avem un conflict și eu încerc să-l rezolv prin discuție. Poți asocia unei amenințări. De-aia n-aș folosi chestia asta, știi? Păi nu, asta, de asta am, și, am vrut să fiu foarte clar în ceea ce am spus. Ai luat așa când îi zici, vezi că eu sunt șeful și nu știu ce zici că... Nu, nu, păi facem, facem uzanță la ceea ce, la felul în care stau lucrurile, la fel nu-i ameninț. Nu, trebuie să iei cazul cel mai, păi de-aia zic, trebuie să iei cazul care să pară cel mai decantat, cel mai clar, că acolo e doar argumentație, nu e urmă de amenințare. Da, 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 da. Argumentație, el zice, păi nu, că se seamănă nu știu ce și aduce, m-am uitat eu pe Discovery, tu aduce alt argument, deci pur și simplu argumentație, nu e nicio amenințare. Da, nicio... ok, dacă se întâmplă așa ceva, tu ți-ai ai mutat... Hope zice că dacă se întâmplă așa ceva, înseamnă că tu recunoști. Principiul ăsta. Orice, nu. Exact, orice nu. Zic eu, nu recunosc niciun principiu. Tu ai actele lui, l-ai luat din nu, tot. Eu cred că, nu, nu, mare, general. Tu te contrazici. Da? Implicit ar fi, în clipa în care argumentezi cu un om, să înțelegi că în clipa în care argumentezi și nu îl bați, recunoști, îi recunoști poziția de egalitate cu tine în ceea ce privește autodeținerea. Deci asta ar fi doar implicit, dar nu înseamnă că se întâmplă. Na. Nu. Da. Deși s-a mers, uite, Murphy și Gala, Gana, lasă cum s-a cheamă, au mers pe chestia că îl recunoști în timpul conversației, dar greșeala lui Hope că nu ți întemeiază după. Înțelegi? Discuți cu un comunist, nu e agresiv. Păi Hope îți întemeiază după pe faptul că e principiul universalității. Da. Discutăm de faptul că ăla, dacă ți-e egal, nu ți-e egal tot timpul, nu ți-e egal doar că vorbești cu el. Doar în timp, asta e viața lor. Păi, doar în timp am înțeles, dar ei nu se uită la faptul că avem principiul universalizării, care e independent de timp și de spațiu. Nu, deci el discută. Discută și asta vedem după. Din nou, dacă discută și vedem după, nu... Ești sub incidența unul cu vaccinarea obligatorie. Polemizez cu unul cu vaccinarea obligatorie. Da, el argumentează foarte frumos. Uite, are cu tare avantaje, nu știu ce. Da, înțeles, tu zici așa. Anti, el pro, el nu știu ce. Așa. Îi poți concede lui Hope, da, cât dialogăm, te recunoaște ca entitate distinctă, ființă umană, nu știu ce. Concede principiul autodeținerii, știi? Da. După conversație. După conversație, el se comportă în contradicție cu felul în care a conversat înainte cu tine. Cum, de ce? Pentru că te forțează. Că n-ar respectat mai deci, departe. Deci, înțelegi? Avem, ori avem. Hai să spunem așa. El nu susține principiul. El nu susține principiile socialiste. El nu susține principiul. Eu zic că e consistent prin faptul că el nu susține principiul, dar... El ar fi inconsistent dacă el în continuare, da, în continuare îi zice Arafat injectează pe Valin. El atunci e inconsistent. De ce? Care e principiul lui? Al agresiunii? Ar fi inconsistent cu credințele de dinainte. Înțelegi? Da. Deci dacă ai unul care zice eu cred în principiul agresiunii, de el nu agresează niciodată pe nimeni, e respectuos, e panic, nu știu, dar tu nu e sănătos, știi? Nu produci și tu aici niște agresiuni? Am mai avut discuția asta, principiul agresiunii nu este universalizabil. Prin urmare, nu poate constitui un principiu despre o etică. Principiul agresiunii presupune o acțiune, o acțiune pozitivă. Prin urmare, nu este universalizabil. Spune și Hope în interiorul capitolului că legile care presupun obligații pozitive nu sunt universalizabile. Nu, dar parcă sunt concelerarea, nu că eu te pot lovi, oricine poate lovi pe oricine, e universalizabil. Nu spune că e universalizabil. Eu așa am reținut și că de-aia ar fi fost nevoie de discuția asta ulterioară cu autocontradicția. Pentru că așa există chestii care îți bifează. Mi se pare că spune ceva, stai un pic să te concede, dar nu ajunge. Prin urmare, hai să trecem la... Ce vrei să zic, Gale? Nu, nimic. Pentru că, uite, el spune... E o problemă delicată și cu presupunerile astea. E clar că când tu spui, merg la Craiova, presupui că există Craiova, știi? Dar presupui că e valid principiul agresiunii când spui că mergi la Craiova?
cât de mult se întinde hopea asta, e întrebarea, știi? Cât de mult. Mie mi se pare că e valid contraexemplul ăla cu sclavul, știi? Degeaba vorbești cu el, tu știi că ăla e sclav și așa va fi. Așa va rămâne. Dar sper că nici nu ar trebui să mai vorbești cu el. Deci trebuie doar să spui, se pune în martie și el nu trebuie să mai spune un cuvânt. Nu, pentru că artistic. Păi nu, că discuția e epistemică, vrei să afli lucruri, știi? Nu se pune problema că decide sclavul ceva acolo. Știi? Da, nu schimbă proprietatea. Da, da, schimbă legimul. Știi chestii pe care nu le știi. Să zicem că te-ai apucat de agricultură recent, știi? Cunoștere, ăla face de o viață. Cunoștere specific. Și nu, afli informații. Auzi, deci, mereu... O teoria lui Hoppe, tu ar trebui să-l recunoști. În simplu fapt că discuți cu el înseamnă că îl validezi. Orice zic eu, orice, ce zic eu, ai discutat, orice, orice ai discutat, orice ai discutat, da, da, ok, atunci nu suntem de acord, adică suntem de acord cu tine. Dar altceva vreau să zic, cum ziceam și mai devreme, deci mereu cazi pe niște fundamente, imediat. Da, da. Și ajungi, nu cred că mai reveni la asta. Ajungi la o problemă. Te doare că păi, da, te rog, dar trebuie să aibă ceva. Da, nu are, dar... Ajungi... Ori adevărată, ori... Lasă-l să terminăm. Deci ai o problemă despre... Zici, de ce să facem? Propunem normativ un principiu, da? Și ne apucăm să-l verificăm. Se susține, cum îl verificăm? Și aici intervine o chestie. Cum îl verificăm? Păi să fie universalizabil. Dar de ce? De ce să fie? De ce e un lucru bun ca să fie universalizabil? Și ajungi la, bine, dar dacă ne ducem așa până la... Să ajungă la toată lumea. Da, să dea la toată lumea. Dacă despași firul în 4, scurt, pe 4... ajungi la ce e bine și ce e rău. Păi cine ne zice? Păi pentru unii sunt niște autorități, niște cunoaștere superioară, că noi nu ne percepem. Pentru alții este că verifică. Verifică dacă e consistent, logic. Până una alta mergem cu chestia asta. Deci nu cum se simte, nu că i-a zis o autoritate superioară, fie divină, fie lumească. Mă rog, și ajungi la ce e bine și ce e rău. Și te gândești, bine, dar cum evaluez eu ce e bine și ce e rău? Păi i-a zis de logică și Hoppe ți-ar spune că asta e singura coerentă. Nu, dar altceva vreau să zic. Pe cât timp verifici chestia asta? Mm-hmm. Adică ai zici, vrem să fie dreptate pe lume. De ce să faci dreptate pe lume? Ideea ar fi că ce vrei, care ar putea să fie ținta unui om personal și a umanității, dacă vrem să o luăm în general? Păi, în primul rând, supraviețuirea. Păi și ce dreptate asta ne bifează supraviețuirea? Și culmea face că dreptatea pe termen scurt nu bifează supraviețuirea individului. Ba, din contră, dacă urmărești dreptate, ești cel mai altruist și bifezi apărarea supraviețuirii celorlalți. Sau, în fine, în agregat, alții. Străini de mine. Atunci când dreptatea respectivă nu are funcție strict restitutivă. În sensul în care e tot în dreptate să cauți ceea ce ți s-a furat. Știi? Ok, da. Aia poate să fie egoistă. Stai puțin. Și mai ai și genul ăsta de dreptate în care verifici coerența între idei. Nu? Ce ne bate în capul aici. Deci nu neapărat chestii, proprietăți, restituții, ci coerențe. Știi, te gândești, mă, dar de ce caut eu dreptatea asta? Pe ca să fie bine pe termen lung și foarte lung. Nu, și asta e o chestie... Din punctul ăsta... E o preferință personală. Nu. Da, exact. Și poate să fie față de mine preferință. E emoția. Nu e mai mult decât o preferință. E mai mult decât o preferință personală. Răspunsul de ce căutăm lucruri coerente vine de la realitate. Realitatea e coerentă, subiectul pe care noi vrem să îl fundamentăm trebuie să se petreacă între oameni care trăiesc în realitate. Prin urmare, dacă subiectul în sine nu e coerent, el nu respectă legile realității, o să sară de pe ea. E fantastic. E sustenabil, a fost spus. E sustenabil. Da. Bun. Ceea ce s-a apropiat Alex la un moment dat și am crezut că îl întoarce, este felul în care, ca să răspund și la întrebarea pe care mi-ai pus-o mai devreme, Costel, cum o dă Hoppe. Ai dreptate. Hoppe consideră că dacă folosești principiul agresiunii
și el descrie aici cu fiecare are dreptul de a agresa pe alții fără acordul acestora. Teoretic asta în sine e un pleonasm, numai din limbaj e un pleonasm, da? Agresiune însemnând lipsa acordului. Good point. Yeah. Dar felul în care el determină asta spune că această regulă ar trece testul formal al principiului universalizării. Răspunsul pe care eu îl dau este că el aici privește universalizarea în mod limitat. Privește universalizarea ca să se aplice tuturor, da? În mod egal. Când eu spun că universalizabilitatea unui principiu, universalizarea adevărată a unui principiu, nu este numai să se aplice tuturor în mod egal, ci tot timpul. Tuturor și tot timpul în mod egal. Pentru că el are tot felul de principii care spune că sunt universale. Da? Să nu te îmbeți sâmbătă, de exemplu. Ăsta nu este un principiu universal. Pentru că e doar sâmbătă. Un principiu universal este să nu te îmbeți. Poate reformula. Ce? Poate reformula. Nu! Tocmai asta, el limitează în timp. Pentru că problema cu principiul ăsta, fiecare are zicând sâmbăta. Nu, poți să o faci tot timpul. Nu poți. Fizic, nu poți. Mai dori, mai... În clipa în care tu lovești, trebuie să avem o discuție, deci mai obosești. Mai obosești, pici lat acolo. În clipa în care pici lat de oboseală, că ai tot dat palme. Șansele palme, poți sâmbătaie. Ce? Șansele poți reformula. Acoperi. Lovești când ești treaz, când nu ești obosit. Păi, este tot timpul sau nu este tot timpul? Asta încerc să spun. E tot timpul sau nu e tot timpul? Dacă e doar când ești treaz, nu e tot timpul. Nu mai ești universal. Asta ca să repetăm ce ai zis-o tu odată, Vali, că dreptul e acel lucru care se întâmplă și când dormi. Da. Okay. Da, poate fi, da. Deci eu asta aș spune, că dacă felul în care își definește Hoppe universalizabilitatea îi permite să spună chestia asta, dar eu aș spune că el definește prea lejer universalizarea. Bine, cred că e presupusă în eticile astea tradiționale, că trebuie să nu furi tot timpul, știi? Da, e cam presupusă. Vreau să-i mai iau apărarea lui Hoppe. Da, de fapt schimb ce a zis. Mie mi se pare că Hoppe aici a făcut un exemplu, că dacă vorbești, deci mi se pare că un pic a particularizat. Eu mă gândesc, e o problemă grea, ce e conștiința? Conștiința e învățată sau există? E o chestie culturală sau e un lucru înnăscut, natural? Nu știu. Ideea este că măcar, for what it's worth, câtă vreme un om e conștient de el însuși, ca fiind o entitate separată, ca să fie corect, universalizabil, trebuie să-i recunoască și pe alții care au aceleași trăsături, ca fiind entități separate și cu aceleași drepturi. Deci nu poți să-l iei pe un sclav, nu, ca să ținem exemplu cu sclavii. Ar fi un stăpân de sclavi, atâta vreme cât zice eu sunt om, e exact ca în lecția un sofism de la latină. Da? Tu ești diferit de mine, deci nu ești om. Ha. Trebuie să-i recunoască separarea lui. Și aici voiam să mai dezvolt un pic, că mi se pare că atâta vreme cât recunoști că faci niște lucruri și astea sunt ale tale, trebuie să recunoști pe cale logică ca să fie coerent. Da? Altfel, trăim așa într-un haos al cunoașterii în care unii au drepturi, dar alții n-au drepturi. Păi cum e coerent? Nu e coerent, dar așa trăim. Așa am învățat să trăim. El zice că o face. Asta e pointul lui, că o face. Aia care zic că nu fac, o fac și ei. Asta e etica lui. Și aflându-se în contradicție. Da. Deci socialistul e... Se contrazice. Vrei să spui ceva la un moment dat? Vreau să trec mai departe. Nu, nu trece. Nu, aici, aici este mie. Aici murim. Ăsta e dealul pe care murim. La faptul că cei care s-au născut mai târziu au pierdut trenul și alții au apropiat terenurile și tot ce există pe lumea asta. Argumentul socialist împotriva apropierii. N-au pierdut trenul, sunt o grămadă de planete. Sunt o grămadă de planete, n-au pierdut trenul.
Și care e că trebuie să știți pe aia sau ce zici? Da, seamănă cu la rol, poate e adaptat, nu? Da, da, da. E adaptat. Ah, da, ai nevoie de acord și nu știu ce ești. Adică ești printre primii 17 oameni de pe planeta asta și zici, hai să-i aștept și pe aia din anul 2023, când sunt 8 miliarde, să dea acordul să s-o folosesc sapa asta. Să... Păi și dacă vin, mă. Și dacă nu vin. Altă chestie legată de conștientizarea conștiinței. Stai un pic, ne întoarcem la conștientizarea conștiinței. Hai să răspundem la contraargumentul ăsta. Păi am răspuns în glumă, s-a terminat. Castigul Adrian Morris. Dacă nu vin ceilalți, pe ca să vorbim și la tine în emisiunea asta. Era specialistul ăla cu emoții, nu? Era specialistul ăla cu, hai să vedem, să ținem conștie emoțiile urmașilor noștri. Asta e ca la loc, știi, să rămânești pentru ceilalți. Nu, dar noi, oamenii consideră că nu e corect, știi? Dom'le, tu acum te bucuri de mari bogății și lași doar urmașilor tăi. După ce termen? Adică, contradicția în sine este în felul următor. Dacă tu în trecut nu ai luat loc, nu ai luat gând, nu te-ai gândit la faptul că ăla din viitor, că în viitor o să fie 8 miliarde, da? Și nu le-a mai rămâne și aia, nu o să aibă ce să apropieze, tu acum te preocupi de aia din viitor? Cum? Nu văd. Adică asta e contradicția. Da, nu te autodezic. Dacă te-ai comporta astfel încât viitorul este tot ceea ce contează, în prezentul nu ar mai trebui să faci nicio acțiune. Pentru că acțiunile tale schimbă viitorul fără consimțământul celor din viitor. Yes. Mi se pare că s-a mâncat la Rodbal, că murim dacă ne... Da, da. Cu spune, nu mai apar ce 8 miliarde, dar asta e ce stau. Nu în spațiu, ci în timp. Nu, și deci nu mai apar ce 8 miliarde. Așa. Și aici vin și îți aduc argumentul antinataliștilor, da? Poate că ea nu-și doresc. Că sunt nascuri consimțământ. Okay. De unde știi tu? Adică poate că îi agresezi oricum. Dacă nu există, cum se agresează? Păi... Nu, adică poate că dacă te miști, îi agresezi. Poate că dacă îi faci să apară, îi agresezi. Auzi, dar apropo de conștiință, cu ce valori funcționează mintea acestui om care ajunge să judece că nu voia să fie născut? Da? De unde și ia valorile alea? Păi le ia de la părinți, de la societate și de la ce vreau să zic este că nu poți să funcționezi, mi se pare că nu e coerent, nu poți să funcționezi cu teoria aia că omul este un nobil, sălbatic și îl lași să crească și valorile ele are, valorile astea abstracte. Că și asta e o chestie de zis. Noi avem cum se numesc astea, reacții născute, nu apuși cu mâna, instinctiv, mulțumesc. Dar astea nu sunt abstracte. Sunt o grămadă, toată viața noastră de fapt în care trăim, știi că vorbim de abstractizări. Vai, cum, de ce vă bateți capul, măi, cu abstractizările? Păi oamenii trăiesc mereu cu abstractizări, aleg ce e bine, ce e rău, judecă și chiar și credințele. Sunt niște abstractizări, nu e ca și cum ai pus tu mâna pe minune. Da? Și trăim toate drepturile. Chiar și alegerea între Mars și Snickers presupune abstractizare. Yes, thank you. Sau cola. Sau cola și Pepsi. Ce vreau să zic este că abstractizările, trăim toată ziua cu ele. Deci toate drepturile, când zice lumea, eu sunt cetățean european și am drepturi. Asta e o abstractizare, e o chestie. Toate, deci limbajul, semnificațiile limbajului, definițiile, toate comunicările, toate interacțiunile, toate lucrurile astea de fapt sunt abstracte. Deci dacă noi trecând peste toate building aceste cărămizi, dacă eu mă înțeleg cu Gabi ceva, hai să facem cutare. Eu fac nu știu ce, tu faci nu știu ce, ne facem un contract verbal, nu contează. Asta e o chestie abstractă. Dar ea nu există. Nu există decât acțiuni. Cum? S-a mai zis. Și bunuri, mă rog. Ideea e că contează lucrurile astea. Prea exagerează asta, puteți să mă gândim. Ok, admit că abstractizăm, facem proză tot timpul, dar Hope parcă... Cred că e loc de o mică diferență între
lucruri care există doar la nivel conceptual și lucruri abstracte. Adică atunci când spui abstract, poți să spui, știu că poți să te gândești în sensul de abstract de formă, de formă fizică, da, da. Dar poate să fie și abstract în sensul de generalizat. Yes, da? Yes. Adică no, atunci când tu faci un contract cu Gabi, contractul ăla e o itemizare a conceptului de contract generalizat care reprezintă un acord între doi oameni. E adevărat, am făcut un termen prea, am zis abstractizare și dacă intri în asta, da, corect, ai tot felul de diferențe. Ai, mă rog, cât sunt... Tu vreau să am o apărare a ideilor, da, că zi de zi folosim idei. Ce vreau să zic mai devreme? Conștiința. Cu conștiința. Deci, cu cât crește un copil, el vrea să ia mai multe hotărâri. Asta, ori e naturală, ori e învățată cultural, nu ne interesează. Cert este că, în exemplu, ce mă interesează pe mine acum, el vrea să ia mai multe hotărâri. Ce se întâmplă, care este esența maturizării? Păi să se separă de familie, de părinți. Renunțarea la etatism. Păi da, asta, și acolo vreau să ajung. Mi se pare că respectul față de separarea lucrurilor unui om față de... Deci eu, un om are niște lucruri, le folosește. Hai să zicem că doar le folosește până una alta și nu are dreptul. Mie mi se pare că e o mărturie de maturitate că îi respect că lucrurile alea sunt ale lui și are și celelalte drepturi de fruct, de dispoziție, nu doar posesie. Dar mi se pare că e un semn de maturitate să nu fii socialist. Stai la toată povestea. Da. Uite, ca să repet și ce zice Hopetro, deci ți-am dat un argumentație mai de la noi așa, dar să repet și ce zice Hope. Apropo de socialiștii ăia care se preocupă de faptul că, uite, în trecut nu se ținea cont și de ăștia care sunt acum, Hope spune, pe acest socialist susține că nu ar trebui să facem o distinție între anterior și posterior, între felul în care sunt lucrurile. Da, practic, trebuie să decidem drepturile de proprietate ca și cum am exista într-un prezent conflux continuu, da? Unde nu există această diferență între ce s-a întâmplat înainte și ce s-a întâmplat după. El spune, păi discutând cu mine, tu îmi concezi că există un înainte și după. Chiar prin discuție în sine, pentru că discutând faci presupunerile astea din etica argumentării, faptul că ne deținem propriul corp, și toate chestiile astea vin înaintea momentului discuției. Tu când începi discuția, asta e de fapt practic și toată esența eticii argumentării, tu presupui a priori, ca să fie mulțumit și Gabi, a priori aceste lucruri stabilite deja de comun acord. Îți spui existența acestui acord, faptul că te deții, că îți deții corpul, că îți deții ideile, că ceea ce iese de pe gura ta reprezintă ideile tale și nu te controlează vreun demon sau vreun alt stăpân sau vreun altceva. Da? Asta e tot ce stă la baza ideologie, da, mă. Eticii argumentației. Uite, hai să luăm și partea cu în care accentul cade pe tine, pe limba ta, știu? Dacă poate fi falsificată, adică sclavul care a fost un sclav. Argumentează. Primind din punct de vedere al sclavului acum. Așa. Avem o contradicție aici sau sclavul care deci argumentează? Care da, sclavul care își folosește își presupune un pic. El se contrazice pentru că el nu și acceptă condiția de sclav. Da, ar trebui să-l întrebe comunicând, nu se știe cum. Pentru că n-are voie nu, aici în continuare miște. Discutăm despre argumentație, da? Sclavul face un apel la logică, la discurs, la nu știu ce, ca să schimbe părerea stăpânului. Sclavul presupune că el are dreptul să schimbe părerea stăpânului. Acum, nu știu dacă mașina mea de spălat a presupus vreodată că are dreptul să-mi schimbe părerea despre ceva. Mașina, dar dacă ar fi presupus, mașina nu, își contrazicea producătorul, da. Își contrazicea statutul.
Dar dacă el argumentează împotriva principiului sclav, cum se contrazice? Prin faptul că el are drept. El are drept. Doar este încălcat. Da. Temporal. Da, da, acolo teoretic nu s-ar contrazice, pentru că el neagă însuși principiul de sclavie. Își neagă însuși calitatea de proprietate. Nu se contrazice, pentru că el teoretizează... El spune fals, nu e valid principiul. Autodeținerii. Asta zice sclavul. Dacă zice sclavul că da. Ori el e. Are dreptul să se... Uh-huh. Deci se contrazice. Da. Păi da, dar un socialist ar zice că se deține, dar doar parțial. Păi da, și aici dăm nu, în... Adică de unde se înțelege că socialismul este sclavie? Dăm în tot felul de... Da, bine, și asta e adevărat, dar dăm în tot felul de probleme. De ce de fapt doctrina socialistă nu e sustenabilă long term? Pentru că nu e coerentă. La un moment dat ea se contrazice. Ori nu e deci dacă vrem să o propunem ca o temă normativă, ea nu e universalizabilă. Dacă nu treci testul de universalizabilitate, sigur nu este un sistem just. Deci dacă pretenția este că sistemul moral, că sistemul socialist este mai just decât un alt sistem care e bazat strict pe respectarea proprietății private, da? Popper numește acest sistem capitalism. Da. Dacă teza este că socialismul este superior din punct de vedere moral, că e mai just, încalcă principiul universalizabilității. Principiul universalizabilității ne arată cum determinăm ceva, dacă este just sau nu un sistem normativ. E unul dintre ele. Mi se pare că îți poate fenta etic argumentul. Deci pe chestia aia parțială, socialdemocrația, nu se poate mai chiar și universalitate. Dar dacă fentează, este doar o fentă. Trebuie să nu ne ducem după fentă. Nu poți să ai... El nu se contrazice pentru că el nu e universalist. A, dacă el nu e universalist. El e deliberat neuniversalist. Dacă el nu e... Unui relativist, păi te contrazici că ai spus că ești... Ți-am zis că eu cred că sunt relativist, deci unde mă contrazic? Te contrazici în ideea că limbajul este înțeles de mine la nivel universal. Eu înțeleg ce spui. Nu. Deci eu înțeleg ce spui, da? Sensul cuvintelor, da, sensul acestor cuvinte e același. Da, da, cred că ce are în vedere Hoppe la universalism nu e chestia asta de comunicare, că ne înțelegi, ci că tu recunoști autodeținere. De acord. Ori el spune deliberat, eu o recunosc. Sunt de acord, puțin sunt de acord, fund, dar în clipa în care tu o recunoști puțin pe fugă, și spui că tu, pentru că tu nu ești universalist, da? Eu atunci ar trebui să încep să-ți răspund despre cât de bine a jucat Steaua în 86, despre alte chestii, pentru și tu n-ar trebui să te superi. Tu o să te superi, că vrei să ai o discuție cu mine. Faptul că tu vrei să ai o discuție cu mine, dar tu nu ești universalist, da? Asta presupune că te contrazici. De ce te contrazici? Pentru că, cel puțin, principiul ăsta că există un principiu universal care se poate fi formulat așa. Între doi oameni care au același înțeles al cuvintelor, da? Se poate realiza o comunicare. Ăsta e un principiu care e universal. O comunicare... Nu ajunge pentru... Corectă? Pentru că autodeține. De-aia avem și noi discuții. Nu, nu ajunge, dar eu spun atât că tu contradicția îți apare. Dacă tu spui eu nu sunt universalist, dacă tu îmi spui mie eu nu sunt universalist, tu presupui acest principiu care e universal. Da, dar universalismul nu se referă strict la autodeținere, nu la sunt de acord. Ea zice că uite, nu... Nu, în teza lui Hoppe nu se referă strict la autodeținere. Sclavă zice, păi nu te contrazici că mă recunoști? Păi nu ți-am zis că până o recunosc în ori, nu? Uite, chestia dacă uneori, chiar mă gândeam la postmoderni, care... Așa sunt, cam așa. Da. Sunt și nu sunt. Sunt și nu sunt. Pentru că dacă iei niște valori clare, o să vezi că nu... Se joacă, ești prin universități, dar să e o chestie cu pistolul la tâmplă și... Păi asta, cam asta vreau să... O să vezi că reacționează ca un obișnuit și... Da. Mă gândeam la... Să lumea e postmodern până primește un pumn. Societate. E fizic, că așa. Asta trebuie să o punem la anunț. La curentele generate de postmodern, la
cultura woke și la celelalte de socialisme. Când, de exemplu, acum, dau un exemplu din actualitate, când includeau palestinieni sau alte minorități în societățile lor, când hai să diversitate, incluziune și așa mai departe, și acum se dezic după ce Hamas a făcut atrocitățile respective. Nu se dezic de palestinieni, ci se dezic de fapt. Aici mi se pare interesant că ai o dublă, știi, în 2000, ai o dublă interpretare a narativei. În 2000, să zicem, nu știu, 15, 16, whatever, da, atunci când scăpa unul și făcea un măcel, da, când se petrecea un atentat în fâșia Gaza, felul în care prezenta media imparțială din Marea Britanie era ceva de genul, deci felul în care o știre ar fi fost prezentată, un să zicem, a făcut, să zicem, din media din Israel, ar fi fost așa: un terorist Hamas a ucis nu știu câtă lume, fiind într-un final împușcat de forțele IDF. Yeah. Felul în care această știre era prezentată de BBC și de France 24 și de alte trusturi de mass media din vest, era ceva de genul ăsta: palestinian ucis de forțele de ordine ale Israelului. Punct. Și dacă săpai undeva adânc în curte, în cursul articolului, aflai că înainte de asta el făcuse felii pe câțiva înainte. Uite, de exemplu, dacă în 2015-2016 erau manifestații palestiniene care spuneau Free Palestina sau Palestina să aibă un rol în stat, toată lumea zicea, bravo, să-i mergem și noi alături de dumneavoastră să manifestăm. Acum, Free Palestina și Palestina State înseamnă cu totul altceva. Felul în care, chiar este interzis. Din păcate, deci din punctul ăsta de vedere, eu sunt două lucruri, da? E o asociere foarte simplistă a oamenilor cu ideile astea, da? Nu poți să fii decât alb, negru, nu există nuanțe de gri. Hai să o spunem așa. Că de etica argumentării și de faptul că contradicțiile ceea astea. Ce se întâmplă, de exemplu, da, în Israel, de nu știu câtă vreme, e o tragedie umană. A fost o tragedie umană și înainte să se spargă buba asta, da? Și aici mă refer atât de o parte, cât și de cealaltă. Da? E adevărat că, cel puțin din imaginile pe care le avem noi și din rapoartele care au pervenit la nivel personal, da, de la oameni pe care îi cunosc și care sunt acolo, pare mult mai des folosirea violenței dintr-o parte decât alta, mai ales asupra nevinovaților. Da, și asta poate fi la o adică filtrată. Dacă ne-a învățat ceva COVID-ul și războiul din Ucraina, este că și percepția oamenilor de acolo este la fel filtrată de mass media, așa cum este și aici și este și în alte părți. Însă, cel mai bine a spus-o Brett Weinstein în podcastul lui The Dark Horse Podcast sau ceva de genul ăsta recent, în care a zis că sunt mai multe conversații care ar trebui să aibă loc în forumuri diferite, implicând oameni diferiți. Din păcate, ele se petrec în același timp, cu una dintre ele, care este așa: faptul că palestinienii care au fost implicați în actele respective au făcut niște lucruri documentate de o barbarie atât de ieșită din comun. Eu nu m-am uitat pentru că filmulețul de care v-am povestit mi-a ajuns, nu mai vreau să mai văd așa ceva. De o barbarie ieșită din comun. Acest lucru nu poate fi scuzat, acceptat, înghițit
În niciun fel. În niciun fel. Și problema e că această conversație se petrece în același timp cu toate celelalte și oarecum le-a înglobat. Dacă oamenii care în media acum câțiva ani spuneau, domne, apurtau cealaltă conversație, că ce le face Israelul săracilor palestinieni, whatever, asta e, dăm cu citat, da? N-au de ales, se apără, ok? Erau oarecum, foloseau același mecanism, să știi, foloseau același mecanism de extrapolare a imaginii unei victime și a pictării în tușe groase a întregului popor în virtutea acelor victime. Ei bine, tușa cea mai groasă care a răsărit după asta este barbaria pe care ei și-o asumă. Și asta... De asta s-a schimbat. Practic, metodologia în sine nu și-a schimbat. Există... Ăia care au filmat și s-au... Ăia și-au asumat-o, dar restul... Restul populației din Palestina au zis... Da, bine, le-a făcut. Din punctul de vedere al mediei, nu. Ei nu știu dacă au spus chestia asta. E greu de sondat. Da, pentru că nu poți să intri. Bine, e o problemă și cu folosirea termenii terorist, dacă le înseamnă... Eu mă gândeam asta din punct să de atingi obiective politice, na. Din punct de vedere din punct de vedere rothbardian, da, atunci când omori inocenți, nu mai poți spune că te aperi. Orice ar fi, orice apărare în sine, nu poate să fie orice ți s-ar întâmpla ție la mâinile israelienilor. Mi se pare că e și intenționat la ăștia buni, să zicem, Israel, știi? Dacă tu știi că bombele alea, sigur, deci nu e o chestie, a intrat cu mașina, cine știe. Da. Pot spune că e intenționat. Da. Nu, din punctul ăsta de vedere funcționează și în partea elaltă, dar acea discuție nu se mai poartă, pentru că toți palestinienii au fost pictați cu tușa asta groasă care a reieșit de acolo. Da? Mi se pare că au devenit neoconii. Nu, la nivelul tângiștii. N-au devenit. Nu, e vorba de felul în care e doar o reacție la cum e setată discuția la nivel de mass media, da? Înainte, la nivel de mass media, tușa groasă cu care erau pictați toți palestinienii era sunt victime, sunt abuzați, sunt încălcarea drepturilor omului, sunt tot felul. Da? Asta era tușa groasă, da? Acum a reieșit, toți palestinienii sunt pictați tot cu o tușă groasă, dar cineva a schimbat culoarea. Cine a schimbat culoarea? Taman Hamas. Da? Da, asta mă referam la... Principiul în sine a rămas același la nivelul de medie și toți au făcut turnaround pentru că îi aseamănă. Păi aseamănă. Doar Ochoa mai rămas în... Poporul cu individul. Doar Ochoa mai ține cu... Da. Dar vreau să... Îmi spui dacă ei și-au păstrat, adică mass media sau cine discută, cine poartă această conversație în media globală. Așa. Își schimbă pur și simplu, au un dublu standard sau pur și simplu sunt emotivi și în funcție de tușa pe care o pictează unul sau altul. Nu. Pun alt diferite lucruri. Publicul e emotiv. Eu văd o schimbare pe stânga, știi? Adică dacă tu aveai un conflict între neoconi, stângiști, anti-war, mi se pare că și în America, dar la noi nu mai vorbesc. Bine, ai noștri zici că sunt mai analfabeti, știi? Nu prea imită atât de repede ce se întâmplă pe afară, știi? Mi se pare că sunt by default neoconi, stângiști români. Votanții USR, știi? Adică nu mai e chestia aia cu... Dacă era cu război în Vietnam, nu mai aveai mișcările alea. Adică mi se pare că neoconservatorismul s-a întors acasă. A fost acuzat că e o chestie de stânga, o formă de asistență militară. Mi se pare că s-a întors acasă. Asta e percepția mea. Adică nu văd la stânciștii român de pe Twitter și se apărarea asta. Vezi la populiști chestia asta, știi, care acum sunt izolaționiști, că îi omoară pe aia și nu știu ce, știi.
Dar nu știu dacă am văzut stângiși care să... Bine, poate balta mai na. Bun, cât am tras să nu discutăm subiectele de astăzi. Are loc schimbarea, da? De care nu zicea Vali. Mi se pare că are loc, da. Eu aș zice că așa o explic. Toată lumea și ia ora exactă de la mainstream media. Mainstream media pictează poporul cu tușa cea mai groasă pe care o găsește. Până de curând tușa groasă era, sunt toți victime, acum e imposibil să mai ai tușa asta. Asta înseamnă că nici ei nu au principii, știi? Cred că singurii cu principii sunt marxiști, știi? Ei rămân anti-war, Chomsky și nu știu cine, știi? Mă rog, Chomsky... Uite ce abuzuri fac, nu știu ce. Chomsky este unul dintre puținii stângiși care chiar au niște principii. Da, da. Păi nu, în general mi se pare că marxiști americani, libertarieni, așa zice, știi? Dar restul mi se pare dacă Biden devine neocon sau Clinton sau... Marxiștii te refer poate doar la ăia old school. Dar acolo e oarecum o apropiere tot pe linie politică, pe faptul că chiar geopolitică. Deci de ce susținea România lui Ceaușescu, Palestina? Pe linie politică, nu pe altceva. Da, Israelul era în barcă cu America, noi aveam, America era opusul geopolitic. Nu e ca și cum ar fi o problemă. Adică Israelul în sine, în 1900, anii 1950, când a început, când și-a dat drumul, era mult mai comunist decât noi. Nu știi? Deci nu e o apropiere doctrinară față de... Palestina. Știu, vedeam o postare. E doar o reminiscență geopolitică. O postare postată de AOC în care spunea că responsabilitatea nu e colectivă, știi? Deci eu nu știu dacă am văzut la neoconii români asta să spună chestiile domestice, principiile prin care interpretăm chestiile domestice sunt aceleași. Acela, prin care interpretăm politica externă, știi? Acela este un banc bun. Acela este un banc bun despre contradicție performativă, da? AOC susținând, când AOC susține că responsabilitatea nu este individuală, scuză-mă, că responsabilitatea colectivă. Nu este colectivă. Este, când trecem leftismele ei. Întrebarea, da, exact, adică are dreptate în clipa asta, în context, așa știi, ca un ceas stricat, da? Dar atunci când face regulă pentru my reparations, da? Nu știu dacă vorbești de responsabilitate necolectivă acolo. Când pune legi sau le bagă în programul electoral. Sau cote. Atunci când se discută despre cotele de gen, oriunde ar fi, cotele de gen sunt o chestie în care responsabilitatea e pur colectivă. Uite, se pare că oamenii au nevoie de punct de sprijin, pentru că altfel pare că ești singur pe lume. Atunci trebuie să-și pună, da, da, caută-ți sprijinul chestii, cineva. Caută-ți chestii mai, lasă statul. Caută-ți puncte mai... Da, dar ceva aia să zic era că... Nici Arhimede, dați-mi un punct de sprijin. Și o pârghie destul de lungă. Guvern PSD e cel mai sigur lucru pe momentul ăsta. Ideea era că s-ar putea să demonstrezi că ai dreptate absolut. Oamenii tot o să gândească pe termen scurt, mediu, adică o să zici, mă, dar de ce faci chestiile astea cu statul? De ce lucrezi? De ce fonduri? Cam bancul cu banca. De ce spargi banca? Că acolo sunt banii. Și ei tot iau banii. Asta e un mecanism de supraviețuire. Mă mai lăsați în pace cu principiile și cu universalitățile astea. Aha. Și lăsați-mă în pace. Eu sunt pragmatic. Trebuie să trăiesc azi. Nu mă luați voi pe mine cu viitorul luminos în care o să se facă dreptate. Păi cine o să facă dreptate? Piața? Lasă că am văzut eu că sunt tot felul de nedreptăți pe lume. N-ai văzut piața liberă până acum. Crede că am văzut.
Nu, dar el crede că... a avut un șef al dracu care... Da, da. Ba, mă chema în tură, ba... Chema sâmbătă. Mă rog, ideea era că... Nu poți să emiți o chestie universală. Odată ce o emiți, vrei să fie universală. Dar nu poți să o emiți și să câștige inimile oamenilor. Oamenii trebuie să-și câștige singuri înțelegerea, ca să zic așa, maturizarea. Dar nu poți să îi atragi cu... Am făcut acest principiu care este roz pentru fete și albastru pentru băieți. Și există cineva ei s-o fi atrași de acest principiu, care nu? Poate să atragă. Și maro pentru ceilalți. nu uita de toate culorile. Există cineva care poate să facă lucrul ăsta atract. Elon Musk. Avie Milei. Hai să vedem dacă le ia, că poate vezi că... Uite, ăsta ar fi sunat bun de încheiere, dar din păcate mai vreau să mai spun ceva. Aș zice că înainte de a încheia, să mai spunem două lucruri. Unu, faptul că pe parcursul cărții Hoppe nu susține, chiar susține contrariul, că ar fi trecut de la un este la un trebuie. El spune că ceea ce descrie el, etica, atunci când descrie principiile argumentării, etica, felul în care s-ar putea construi totul în baza principiului non-agresiunii, că o etică s-ar putea construi în baza principiului non-agresiunii, el nu spune că trebuie să facă așa, ci face oarecum o analogie cu ceea ce am făcut și noi atunci când discutam despre chestia asta la etica libertății. Spune nu. Acest principiu, dacă noi fondăm o etică pe acest principiu, ea este singurul pe care l-am găsit, nu știu, mai scoate și voi altul, dar este singurul care trece testul universabilității, testul justificării, în sensul că el pune la justificare ideea că trebuie să poți să justifici non-coercitiv. Contradicții performative. Da. Și este singurul sistem care nu are o contradicție în el însuși. Singurul. Și aici puteți, dacă vreți să-l cuplați cu ce am spus eu, că dacă vrem să avem un sistem adoptat în realitate care să meargă, trebuie să fie unul care nu are contradicții, pentru că realitatea nu are contradicții. Dar el e foarte clar să spună, noi nu, aici nu facem saltul de la un este la un trebuie. Da? El doar zice doar ce este. Că ăsta este posibil, în sensul pur teoretic, ăsta este posibil și e singurul care pare să fie consistent, fără contradicții. Asta ar fi una. Și a doua, etica în sine, adică principiul pe care îl aduce el, este atunci când enunți un principiu normativ. Acest principiu normativ ar trebui să treacă testele respective, e universalizabil, e justificabil, da? Și tu, în enunțul lui, să nu te contrazici pe sine cu principiul. Adică aplicarea principiului consecventă să nu îți facă imposibilă enunțarea lui sau argumentarea lui. Deci toată lumea a trăit inconsecvent și incoerent până acum și... Așa e om. N-a murit. Da. Ba a murit. Cum n-a murit? Uite, numai... Bro, suntem 8 miliarde la ora asta. Numai, păi suntem noi 8 miliarde, dar vorbesc de comunism, da, numai 100 de milioane în China. Da. Adică ei au murit, ei n-au trăit. Ar fi putut să trăiască, apropo de socialismul, apropo de socialistul ăla care era preocupat de soarta copiilor nenăscuți, da? Mm-hmm. Holodomorul în Rusia, revoluția... Marele salt înainte din China. N-a dispărut omul de pe planetă. Păi... Potato, potato. Faptul că n-a dispărut are mai multă legătură cu vintrele și mai puțină legătură cu creierul, din păcate. Ok, faptul că s-a răspândit are mai multă legătură cu creierul decât cu vintrele, dar, nu știu, suntem într-o situație pe care unii o numesc late stage civilization. Acum, nu știu în ce măsură se menține.
Dacă vedeți acest video de undeva din viitor, de la dintr-un pământ post-apocaliptic la pe un internet peer-to-peer distributed, curentul fiind învârtit la mașină, salut! Să știți că nu ne pare rău. Sigur n-a fost Milei de vină. Am mai văzut oameni care vorbeau frumos și după aia când au avut puterea au fost absolut defectați. Mă rog. Mai bine să nu mai fie putere, ca principiu. Acestea fiind spuse? Mm-hmm. Pentru Vali... Da, ia și microfonul cu tine când zici pentru. Pentru Vali Berceanu, Alex Chiriac, Costel Stavarache, Gabi Munteanu, noi am fost în Dodi, vă spunem și vă urăm libertate, că e bine decât toate. Que viva la libertad, carajo. Mm-hmm.